fie din foaia de prezență și din imagine pe video, constă prezența unui număr de 14 consilieri în funcție. Consiliul local este într-o ședință legal constituită și își poate desfășura lucrările. Supun la vot procesul verbal al ședinței din 29 aprilie. Votul pentru? Colegii Romic? Colegii Gelas, nu vine? Cum e Nicu Romic. Ia nu se vină dacă nu știu. Ei, se vină din de la PSD-ul e venit Maria Spia. Asta să fie explicația, nu? Da. Supun la votul principal din 29 și ați ia votul pentru. Împotrivă se abține cineva, deci 14 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abține din 14 consilieri. Supunem la vot ordinea de zi, așa cum a fost trecută în invitația de convocare a ședinței. Votul pentru. Voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri. Avem două puncte, două proiecte de hotărâri suplimentare pe ordinea de zi, așa cum le-ați primit în ședințele de comisii. Supunem la vot suplimentarea ordinei de zi cu cele două proiecte. 14 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile august, septembrie, octombrie 2021. Propuneri, vă rog. Propun pe domnul Costea. Domnul Costea, da? Aici. Alte propuneri? Propun pe domnul doctor Darama. Poziții în Consiliul Local. Să fie așa mai clar putin. Nu. Poziții în Consiliul Local. Punctul 1 a fost adoptat. Să trecem la punctul 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de trimestrul 2 din anul 2021. Pentru comisii. Dacă aveți. Cum se rog? Comisia numărul 1? Favorabil. Comisia numărul 2? Favorabil. Comisia numărul 3? Favorabil. Fără discuții. Dacă au fost, dacă doresc cineva discuții, nu. Vă rog să supunem la vot. Votul pentru. Votul împotrivă. Dacă se abține cineva,
Deci 14 voturi pentru, da? 14 voturi pentru, 0 abțineri, 0 împotrivă. Astfel, domnule, că știe și din sumitul placă, știe să te spune. Sufre care te limite. Și da, da, îl pui într-o situație jenantă, știi? La nivelul nostru toți am avut emoții, mai ales când... La nivelul nostru toți am avut emoții. Nu, care nu, 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 altceva. Cele mai mari emoții mi le dă domnul primar. Cele mai mari emoții. În rest, în rest n-am emoții. Cele mai mari emoții dumneavoastră. Atât, de dragi. Nicolae, îi fac domnul de rămâne. Nu știu ce s-a dat, nu știu ce s-a dat. Ce eroare se poate îndrept. Trecem la numărul 3. Proiectul de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor, respectiv acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor, respectiv acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, pentru perioada 2021-2023. Comisiile, vă rog frumos. Comisia favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil cu discuții. Comisia numărul 3. Favorabil cu discuții. Să ascultăm discuțiile. Stop. Discuții de la Comisia numărul 3, domnul Ilie Gheorghiță. La Comisia 1, la 2, nu? La Comisia 1 fără discuții. La 2 au fost discuții și la 3. Okay. La 1, nu. Voiam doar un singur lucru, să vin ca și o rugăminte la dumneavoastră, că discutam și ieri în comisie. Până la urmă este vorba de programul Lapile și Cornul, sau un măr, sau ce o să, să hotărască, să facem cunoscut la prefectură. Și dacă dumnealor, pentru că observăm că nu se derulează, că nu se pune în mișcare treaba asta, dacă dumnealor nu ar putea, să încercăm noi, pe plan local, să facem treaba asta. Că ar fi păcat să nu le dăm copiilor acest drept care, până la urmă, e al lor. Și așa e destul de puțin, dar măcar ceea ce le se cuvine să le se dea. Cam asta am vrut să rugăm mintea ca situația în care prefectura hotărăște într-un fel, referitor la primăria s-a scut, la OAT s-a scut, să ne aduce și nouă la cunoștință în ședința ulterior, ședințele ulterioare. Asta este acel județean și au început din nou licitațiile de aia. Și sperăm ca săptămâna viitoare să aibă ședință ei de Consiliu, să facă ei licitația, ei să o bucure de acasă. Să mergă până la 20 septembrie. În condiție că nu e bagă nimic în seamă. Păi nu, mai gândesc să nu întrezim în situația că se începe anul școlar de și noi... Deocamdată, după 1 septembrie, se va hotărâ cum se va începe anul școlar. Deci, din câte sunt resurse încă neclare, clasele 1-0, respectiv 4, vor începe fizic, iar clasele 5, 8, încă nu se știu. Jumate și jumate. E greu de spus. Până după 1 septembrie nu știm absolut nimic cu orice școală. Nici ministru nu știe deocamdată. În condițiile în care nu știu dacă ce școala, programele astea la fel și școală, nu știu. Da. Bine. Deci rămâne în aer. Atât am vrut să... Și de la Comisia 3 mai erau discuții. Păi, Comisia 3, domnul Ilie, că uite la Comisia 3. Am, Ilie, am înțeles. Putem trece mai departe, stimați colegi? Da. Să supunem la vot, vă rog frumos. Proiectul numărul 3, voturi pentru. Abțineri. Voturi împotrivă. Fără abțineri, fără voturi împotrivă. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 76 din 27 noiembrie 2020
privind aprobarea înființării societății comerciale Compania de Utilități Publice SASCUT S.A. Comisiile, vă rog frumos. Comisia 1, favorabil. La Comisia 2, discuții. Favorabil. Favorabil, Comisia 2? Comisia 3, vă rog frumos. Favorabil. Favorabil. Supun la vot proiectul numărul 4, privind înființarea Companiei de Utilități. Votul pentru. Votul pentru, vă rog frumos. Doamna Stanciu, votul pentru. Cine se abține? Voturi împotrivă? Fără voturi împotrivă, fără abține. Paisprezece voturi pentru trecerea proiectului privind înființarea Companiei de Utilități Publice. Punctul numărul 5. Proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preemțiune a unui imobil situat în intravilanul Comunii Sascut, județul Bacău, aparținând domeniului privat al Comunii Sascut. Comisiile, vă rog frumos, Comisia 1. Comisia 1, favorabil. Comisia 1, favorabil. Comisia 2. Favorabil. Comisia 3. Favorabil. Discuții. Cu discuții. Numărul 3. Domnul Costea, vă ascultăm. Da. Terenul despre care este vorba a fost concesionat, dacă nu mă înșel, în 2018, nu? Sau 2017-2018, cam așa. El a fost concesionat pe o perioadă de 49 de ani. Întrebarea mea este cât se plătește pe lună pentru concesiune? Nu, pe lună am întrebat. Pe lună cât se plătește? Sau pe anul, ce pe anul? 900 de lei. 900 de lei. În 50 de ani, cât plătea? 45.000. Și prețul de vânzare, acum, care? Da. Deci facem așa, Băbești, număr 5, 45, nu? Și la cumpărare, ce preț are? Trei de lei, undeva la 6,5 euro pe metru pătrat. Da. Din punct de vedere, nu ar trebui să mă abțin să comentez. Poate na, propunerele care le-am făcut de vânzări de tot felul de spații din domeniul public, dacă luam în calcul ceea ce zice Nicu, corect. Dar am zis că încurajăm domeniul primar. Doi, mi se pare corect să o dați cu valul de vânzări, că acum am mai văzut mai așa pe spații. Găsim niște facilități în favoarea indiferent a cui e. A fost o cază hotărăște. Nu mă deranjează ce hotărâți, dar vreau să vă spun că dacă facem comparativ cu câteva spații care unii le dețin în proprietate. Sunt acolo ar fi
evaluare spusă de expert cu care rezultate pentru fiecare în parte, în fiecare dosar. Fie vorba de domnul expert Bolneanu, care este acreditat în acea dosar. Da, la domnul expert, alege. Acum, deci eu n-am nimic împotrivă, am pus o întrebare, am... Deci, nu, nu, nu. Deci trebuie să... Eu am din pământire. Chiar dacă am o problemă de sănătate, am înțeles. Oricum te induce pe socoteala ta, ai dreptate pentru un drept de apel. Dar în momentul când creezi câteva precedente, pentru unii mumă, pentru unii ciumă, nu merge. Și a fost chiar și în cazul meu, când Mariana a avut dreptate și eu am susținut atunci ce a zis. Dar nu e de muncă acolo. A băgat suficient bani când m-a prindut de instanță, chiar e câștigat. Va fi și eu de 2 ani. Și aia a fost gândirea. Cum încurajăm? Și acum nu dau un exemplu. Da, concesiuni, am fost de acolo. Nu, bine. Nu dau legături cu Marian, te aștept la ce spun. Îmi cunoaște stilul. La un exemplu din stânga, la un exemplu din dreapta. Dacă domnul Ilie ne-a zis, domnul Rima, că dracu mai ce mi-l măgar pozul ăla acolo, până în pate, ale, în fune. La ce v-ați referit? M-am gândit prima dată, nu. M-am gândit prima dată de unde se tai banii. A, la pot. La pot. La pot, domnul. Da. Și am zis să tai bani de peste tot. Și am încercat prima variantă, pe lângă cât mai aveam în cap, să tai bani și la extindere. Și am zis, suntem acum tot o apă și un pământ, în Consiliul Local. Dacă continuăm ceea ce ne-am propus, ele sunt pe toți supraviețuiască. În condiții mai ieftine sau mai scumpe. Și am revenit la hotărârea care am luat, o fost în rost niște bănuți din altă parte, tot cu promisiune. Așa că, dacă am găsit o soluție să scuzez la plată încă vreo 2, 3, 4, 5 investitori, am zis că și prețul ăsta de pornire, care este un preț care puteți, dacă vreți, neapărat să modificați, că sunteți oameni care puteți face lucrul ăsta, sunt consilier local. Așa am găsit noi de cuvință că toate proiectele care au fost în domeniul vânzării, toate pot fi acolo. Dreptatea de turație fiind la unic. Domnul primar, în cazul garajelor, vă amintiți cumva prețul de vânzare la metru pătrat? Adică există un precedent? Pentru toți precedente create de noi. Adică noi cumpărim în totalitate. Nu compara un garaj cu o clădire unde se dezvoltă, se desfășoară activități comerciale. Acum, ce aș vrea să zic, indiferent de situație, noi suntem puși aici și aici în fața poporului să apărăm într-un fel buget. Dar dacă tot Dumnezeu să vină și vremuri bune, da? Și acum vremurile bune, am adus încurcat un pic, noi suntem în așteptarea unor sume, am văzut și mare așa la care o să ne permită să ieșim pe locul
întrebați oamenilor. Aia a fost ideea. Și eu când vreau să am pe cineva, nu-mi permit să scot ochii din cauză că așa mi se pare că îi părez. De exemplu, unul dacă l-a ajuns, l-a ajuns cu miliarde de mafie, pe unul l-a ajuns cu 400 de milioane, pe unul l-a ajuns cu 50 de milioane, cu 500 de milioane, pe unul cu 100 de milioane și tot timpul am căutat să încurajăm. Chestia aia, și aia pus cu ideea de gunoi de la fabrica din Jarunghe, pus cu ideea de gunoi la unui specific de stand, vedea mai urmez, și aia a fost gândirea. Bă, cum să-i încurajăm? O să vin acum, îmi pare rău că vorbesc în lipsă, o să vin acum așa, adică, la colegii așa ai zis în lor, să extindă spațiul de semn care de-a avea el de-a îngădirii inclus, că vrea să-l cumpere. Și acolo, chiar nu pot lucruri omul. Da, să vă ajuta. Domnule consilier Maria Pilea. De asta vorbiți, m-am înscris de ieri la comisie. Aș vrea doar o mică completare la discuția asta. Sincer vă spun că am venit de acasă pornit să fiu, vis-a-vis de situația dumneavoastră cu sănătatea, să fiu mai blând. Da, nu știu cum faceți de fiecare dată, veniți aici să ne spuneți câte ceva așa cu duhul blândeții care de fapt mai tare ne supără. Adică dumneavoastră veniți și spuneți, am fost băiat bun, i-am dat și lui la 1,5 miliarde, i-am dat și lui la 400 de milioane, i-am dat... Nu, dați-mi voie să vorbesc și eu. Dumneavoastră dați la câțiva, de pe aici, de prin comuna asta, iar restul populației suferă. Am avut discuție aici, în Consiliul Local, dumneavoastră ați sunat, l-ați rugat pe domnul vice să-l sune pe domnul director referitor la poduri, că voiam să tac, dar dacă mi-ați ridicat mingea la filiu, și ați spus și v-au auzit toți cetățenii din comuna asta, în 3 săptămâni podul este terminat. Nu s-a mai mișcat nimic. Ba, mai mult de atât, poate domnul vice vă fi arătat că, din câte știu, vă arată postările de pe Facebook. Placa podului ăsta fermecat. O să opresc. Care a rămas, se poate să facă. Liniște! Nu vă dau totul la voastră. Dacă suntem până în 21, nu vă dea. Dacă depășim 21, trebuie să avem toată grămadă. Nu știu ce spune. Dacă e, am măști, să-ți fie ca să-i mătă. Dați-le ei, măști. Dați-le ei, măști. Dați-le ei, măști. Deci ca să nu continui ideea, domnul primar. Că dați pe băieții, vine, nu s-au luat măști. În continuu idee, domnul director s-a angajat aici, în fața Consiliului Local. În 3 săptămâni, acel pod va fi finalizat. Nici măcar o lopată de pământ nu s-a mișcat acolo. Bașca, mai mult de atât, este partea de lângă pod, care e în continuare a plăcii, este fisurată și nici măcar nu a apucat vreodată să treacă vreun utilaj mai greu pe acolo. Asta înseamnă că în câțiva ani, oamenii ăștia au venit aici, au luat banii, au plecat. Noi ne dăm cu fundulețul, scuzați expresia, de pământ, că am făcut și noi un pod în sascutul ăsta și îl facem și pe ăla prost, adică de proastă calitate. Întrebarea este când există seriozitate, când facem și pentru cetățeni, pentru toți cetățenii un lucru, sau numai atunci când dăm și lui ăla o sumă, dăm și lui ăla o sumă, și n-aș fi spus nimic, dar este această, am discutat ieri cu domnul vice, suntem foarte mulți consilieri aici care n-am fost consilieri în mandatul precedent de când a început lucrarea la această clădire a dumnealui, deși dânsul spune că nu e a dumnealui, dar știm toți că e a dumnealui.
Am înțeles că în proiect a fost o lucrare cum, care ar fi fost demontabilă, așa s-a obținut concesionarea. După aia, ușor, ușor, a apărut suprafață mai mare, a apărut construit, așa, ok, e o clădire frumoasă, nimic de spus. Dom'le, dacă ne gândim că a fost destul sprijin pentru a se realiza acea clădire, știm, parcă tare n-aș vrea să mai repet, de utilaje, de oamenii primăriei, de. Dom'le, și acum când venim aici în buricul târgului, hai să punem un prețuleț din ăsta așa, prietenesc. Nu merge, domnul primar. Cel puțin eu am luat cuvântul și o să spun că mă abțin. Pentru că mi-este jenă să fi citit în salon lux jurământul că voi fi slujba cetățenilor și aici să fim așa, numai pentru cutărică. Nu pot. Eu nu pot să fac așa ceva. Sunt un om al dreptății, nu vin la primărie să mi se dea ceva, să fac ceva în interes propriu. Am venit aici pentru 4 ani, pentru un mandat de consilier, să fac ceva pentru asta. Așa că nu pot cu bucătării din astea, cu grupuleții, că ai mă să-l ajut și pe ăla și pe ăla și pe ăla. Nu. Dacă ar fi venit cineva cu o propunere, că sunt o familie nenorocită, are o problemă, nu știu ce, da, ridic mâna cu ambele mâini și mi-a dau și eu ceva din buzunarul meu. Da, așa pentru cei care au și încearcă și de acolo, de unde altul, că sunt alții care plătesc și mai mult. Dom'le, e în buricul târgului, dom'le. Și fixăm așa un prețuleț din asta ca să fim băieți de treabă. Cam asta e situația creată de celelalte precedente, de care vorbiți dumneavoastră așa frumos. Cine le-a creat? Ori am fost corecți de la început cu toată lumea, ori dacă n-am fost corecți cu toată lumea, domnul Vici acum este perfect în dreptății să zică, băi frate, păi dar cum ați dat la ilații așa și mie de ce să nu-mi dați așa? Asta e situația pe care ați creat un timp. Poate să-i vă rog. Deci, eu nu-mi permit să vorbesc pe o încărțație de un om bun la puțin sănătos. Da, nu, eu am zis dar nu-i tare. Mai... Domnul Gerdin, totuși, mulțumesc pentru respectul care mi-l porți și pentru grijă, dar vreau să vă spun, din bănuții aia care dumneavoastră părțați prin promisiunea mea făcută să faci un forum, le-a luat banii mei doar. Să știți că nu-i numai un fost de 7 de toate. Nu, eu am zis de cel realizat. Nu m-am pigat să vă. Iar noi banii trebuie să-i așteptăm să fie așa să mă desea, să trebuie să spun că mai atât aș mine puțin direct. Dă voi! Pentru altul la putere, mi-a rat din stat, azi vreau să vin bani. De ce ați spus, domnul? Nu vin, nu v-am întrerupt, da. Ce-o plec am avut. Că nu pot să-mi permit să vorbesc la adresa Partidului Național Liberal din mai multe motive. Și m-am spus-o de 1000 de ori, că prin ceea ce fac eu, la bază și eu sunt liberal. Dar m-am gândit pe ceea ce spui, mă dat cam în două mântările de zi, pentru aia mă râs, eu sunt de stânga. Sunt mai mult și eu cu aia mă râs. Știam. A doua problemă. Noi v-am rugat. Veniți lângă noi, mai de lângă mine, chiar dacă ultima perioadă nu avea loc, când dormeam cam singur în parc, dar acum să ne ajutați și să luăm niște bani. Să vă pun niște termeni, să vă fie surprins plăcut. Marian știe că am vorbit și în particular, poate și cu Nicu un pic, poate și cu voi, chiar și cu Elena. Păi băi, cu tine să lăsăm ceva în urma noastră, dacă nu să rămânțăm. Și apropo de precedent. Toate precedentele astea le-a făcut legiuitor. De ce? Pentru că atât că este valoarea pe metru pătrat, l-a spus la ora asta, care nu a făcut-o
de meu, sunt un expert, da? Care a pus o pe masă și la garaje, și la balcoane, și la casă. Dumneavoastră ați citit, mă scuzați, ați citit ce oferte ne arată domnul expert? Deci, ofertele din Schimeni, ofertele la Marea Seacă. Pentru viitor, rugămintea pentru viitor, o să vă spun, toate ofertele de preț la nivelul comunii s-a spus, ca la luare pe metru pătrat. Vă să vă dați seama dacă vă mint sau nu. Poate că astăzi la ședința asta m-a abțins comentarii mai mult, avem niște copii, care știi că aici e un consiliu local serios, că vrem binele oamenilor. Cine n-ar vrea să pierdă 30.000 de lei și să-mi pierdă 30 miliarde de lei? Câte nu puteam noi face cu banii ăștia? Mai ales că avem bani de cofinanțare. Mai ales că acum ne-a apucat și împrumutul. Mai ales că acum, când face votul ăsta de revoluție și o spuntare, face tot pentru comun. Dacă Plăceștiul n-a fost băgat în seamă, și nu ești băgat în seamă, țin să te anunț, să le primă Adrian, că el a fost acolo, eu încă n-am fost, intrați în cămin. Am intrat în cămin, da, nu, dar... Nu, un pic, bă. Duceți-vă în proiectare să vedeți cum așa tot să trăiți 500 de miliarde, să-i dăm drumul la apă, canal și gaz metan. Și Plăceștiul, prima dată, a fost băgat în seamă de mine, personal, prin capul 32 de ani, tot prescoatele din mesele. Aveți dreptate dintr-un singur. Discutam de proiectul numărul 5, noi. Aveți dreptate dintr-un punct de vedere. Că trebuie găsit o soluție să aduce mai mulți bani. Păi ăsta e scopul. Nu? Ăsta e scopul, corect. Păi, dar dumneavoastră n-ați cumpărat garajul? Ba da. Păi că să nu va trebui nimic ca să cumpărați. Că nu mi-a trebuit nimic? Așa a zis. Nu, domnul primar, dumneavoastră ați creat un precedent. Dumneavoastră ați creat un precedent. Ați vândut garajele în scop. Când am văzut coșurile alea din gunoi în fața stării matate, știi lucrul ăsta? Am suplimentat. Acum să ne aduc în costul de pubele de la mare, de tonă din gânduri. Dar dumneavoastră ați putea locui în casă cu 15 pubele din alea sub geam pe o temperatură de 40 de grade, cu un miros din ala infernal? Nu vă gândiți la oamenii ăia în vârstă care locuiesc în blocul ăla? Și am zis, vedeți cum duceți discuția în altă parte de la punctul 5 și mă provocați. Păi, dar eu vreau să fiu totuși om, dar dumneavoastră mă provocați. Mai e la replică, nu? Păi, vedeți ce trebuie la replică, nu? Păi, dacă dumneavoastră așa procedați la fiecare ședință. Eu am vrut, acel cu noi care se strânge la gaz metan, să facem 6 boxe, 3 de selectiv, 3 de menager, să strângem jurul tuturor blocurilor, dar în România, asta este treaba normală. Toată lumea dă pubele la scară, toată lumea își pune gunoiul și lumea din nici de anul la Doarea Seacă, nici ceva, Homocea, nici ceva, ajut să gândească noaptea cu mașinile, tot ce înseamnă normal. Domnul primar, a fost stabilit un contract, s-a stabilit o sumă care trebuie să o plătească cetățeanul să îi se ia gunoiul. Dacă omul și-o plătește, plătește să-i se ia gunoiul, să-i se ia. Nu trebuie să stau eu care... Dați-mi voi! Nu trebuie să stau eu care sunt proprietar la etajul 2, să stau cu gunoiul de la 100 de familii sub nas și bătrânii ăștia care veneau toți să plângă. Băi, frate, nu mai putem respira. Știți că avem acolo familii care ambii sunt diabetici și să moară în casă. Lasă-i victimul să-l spune. Am un gând. Păi de când ala vreți să nu mai face nimic? Păi stai să trebuie un pic. Nu, nu, gândi. Cred că n-ai vrea ceva și la domnul. Nu, primar, dar sunteți primar aici de 5 mandate, domnule, și aceeași problemă din totdeauna. Nu. Nu. Vorbi așa. Acum.
Păi eu vorbesc, dar oamenii ăștia care sunt aici, nu locuiesc în sat, scut și în sat, e aceeași problemă, peste tot. De ce ați îngălit? Că nu sunteți în stare și plătiți niciun leu pe an, 2.000 pe an. Cine nu-i stare? Toți locuitorii comuni. Ați văzut când am candidat, când eu am adus certificat fiscal cu zero datorii la primărie? Discutați cu ăștia, că despre ei de dumneavoastră și nu s-au plătit datoriile, domnule. Eu vorbesc de 2 lei la apă. Și la apă, domnule, nu știți cum să procedați. Uitați ce face primarul de la Valea Seacă, se duce cu omul de la apă, prietenii, nu ți-ai plătit apa, salut, ți-am tăiat-o, după aia roagă-te tu de mine 2 luni, să vin eu să te leg din nou, dacă nu-ți plătești apa. Nu unde se mai dă ceva în ziua de azi fără să plătești? La telefon, dacă vrea să nu plătiți telefonul, nu vă tai semnalul? Și atunci vom avea bani. Trebuie dacă, făcut odată ceva. Dar o să judecăm așa? Nu, dumneavoastră discutați elector, judecați electoral, votul. Mie îmi convine. Dacă vă convine, lăsați oamenii fără apă, domnule. Știți ce vorbeau oamenii în urma dumneavoastră după ce ați plecat de la biserică? Că în biserică nu-și permit, că e biserică. N-aș vrea să vă reproduc. Vă spun în particular, ca să fiți mulțumit. Știți ce vorbea? Poate vorbea de bratul dumneavoastră, că și când noi ca dumneavoastră, în urma mea să vorbesc. Dar ce vorbească de mine, ce sunt eu primar? Îi țin eu pe aia fără apă? Nu-ți fac tu probleme. Ba eu îmi fac unii, că eu sunt consilier și oamenii vin la mine. În ce spația de jos are apă, de se irigă, da? Și au rucele cât vaza, iar va avea mult de sete. Păi și de ce nu mai dau de la s-a spus și pe Facebook. Păi dacă dumneavoastră luați apa de la deal și o dați la vale. Nu. Apa e la deal, domnule. Am luat o hotărâre. Da, da. Și indiferent de poziția dumneavoastră, să... Poziția mea să nu vă intereseze, domnul Grea, că am fântână în curtea metru fără numai. Din oameni. Să punem acometre. Da. Da. Acolo la serviciu, ca să știi toată lumea, că nu mă deranjează, o să facem un efort întâi Consiliul Local să-l pune pe Maria. Marian și noaptea trebuie să bate poarta și spune, băi, va fi cu geaba, a venit în mici păi și nu e corect așa? Și-l lăsăm și singur în gura lucrului. Dar de ce să lăsăm vină, singur? O să vină timpul plăților, banilor, cheltuielilor. Și atunci ar să vedeți că știi... Domnul primar, eu nu vreau, chiar nu vreau să vă mai întrerup, dar vă întreb un lucru așa și fiți fair play față de toată lumea. Când am discutat noi de înființarea acestei companii, cum ați început dumneavoastră discursul ăsta fantasmagoric? Am început să mă bâlbâi. Asta m-a spus a spus că nu ne mai dă voie prefectura, nu mai avem cum să funcționăm decât neapărat trebuie să înființăm. Și ia că au trecut atâtea luni. Nu știați că vine vara? Domnul Ionic, ca să poți să știi ceva... Așa? Ai avut emoții mai înainte. Trebuie bine apărat să vrei la niște acte contabile. Așa. Trebuie să vezi ce înseamnă un buget. Dar n-ați venit dumneavoastră aici, domnule, și a fost trebuie o ființă urgent? Domnule, nu mă întrerupe, domnule. Ai măcar... Bine, nu mă mai întrerup, dar trebuie să vă spun că mi-e ținut. Eu astăzi am fost mut. Voi nu sunteți mut, pentru că am dreptat de cine a avut, că sunteți la putere la nivel de țară, și aici sunteți în urmă. Eram aici când ați spus treaba asta. Domnule, dar ai dreptate că spun de ce v-am oprit. În primul rând m-am oprit. Că mă deranjase de... Eu eram singura comună din județ care pe măsura 32 au zis, aia vorba. Aveam toate utilitățile să fac platformă și am lăsat colegilor mei dinainte să zic cum știe proiect pentru platformă de gunoi ecologic la Sascut. Și a lăsat ruțul, taie jos că e rău. Vorbim de colegi. Acum întreb, dacă mie îmi lipsește un om bun, eu mă uit unde vine, îmi trebuie un om să facă treabă. Pentru că am ajuns și eu la concluzia asta după atâta timp. Lipsind din primărie și fiind în alte locuri la care nu doresc nimănui, să ajung la concluzia că nu trebuie modificat ceva. Că toți colegii mei, inclusiv dumitare, domnul Gheorghiță, trebuie să sar să mă ajut. Că sunt un om bolnav, totuși, toată lumea se dă parte.
Păi stai să... Azi nu m-am aliat? Da, cu ei. Că te-a putut vin, băi, 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 nu v-am ajutat? Băi, băieți, ți-a ținut să vă spună cineva. Am curățat bazinul la Pânceși cu, cu domnul Ana și cu niște cetățeni. L-am dat cu var, am igienizat, am aruncat toți bolovanii de acolo. Am făcut curățenii în jurul, nu v-am ajutat? Nici măcar... Nici măcar un like. Comuna e așa de mare, da, încât sunt atâtea da, cu urmă. Dar cum arată domnul Vici toate pe Facebook, sunt convins că vă arată așa. Gheorghit. Nu trebuie să mă juc, să mă cer. Îmi pare rău că nu sunteți corect și fair play. Să ne spuneți măcar o dată la oamenii ăștia care suntem în Consiliul Local, mereu, de luni, de marți, și mă enervează la culme că ați vorbit cu omul ăla, v-am ascultat toți, în 3 săptămâni se rezolvă. Și nu s-o mișca nimic. V-aș au luat și utilajul și-o plecat. Eu n-am învățat carte să-i educ pe cineva să tu nu înțelegi că în fața ta, pe Intercol, mi-a spus și băiatul ăla, n-a venit niciun ban de la actuala putere și încă a mai tăiat, vin o hârtie și uite-te, lasă hau-hau în fața camerei. Păi da, bă, că bani aveți pentru altul. Păi n-am bani. De unde vezi tu că am bani? De ce n-a spus atunci, băi oameni buni, măcar după ce ați vorbit cu directorul, vorbeți? Nu avem bani, bă, să-ți faci. De să așteptăm. Nu-i ca jandarmul, să ducă să ieși asupra lor la treacă. Domnul primar, tu nu erai un ieri că credeți că sunteți mult peste ceilalți, dar nu e adevărat. Problemele oamenilor sunt probleme care trebuie rezolvate. Mai erai orientat să mai faci concesii? Mai te gândeai tu la Dumnezeu, te mai gândeai, el te-a mărât. Da, dar totuși am plecat de la discuția cu bani, cu bani mulți. Acolo când e vorba, n-avem bani, dar din coace facem. Dacă, nu mă mai provocați să vă mai spun unii s-au mai dus niște bani. Dacă tu pui problema din punctul ăsta de nevoie, o să vezi că vin celelalte probleme sociale, celelalte probleme cu necazuri, celelalte probleme sportive, că băieții de astea au venit. Și pentru orice activitate trebuie bani. Și nu știu, îi spun eu ție, când erai tu cu o tresă pe umă, niciodată n-am că eram președinte de onoare la școlul cu Bacău, sau mă băgeam în Divizia Națională 10 ore, sau mă băgeam cu letea la egal, cum mai sunt din ei, și da, mai în vârstă. Păi dar găsem și că contra din ăștia sunt... Cum procedăm la punctul 5? Hai, să mă spuneți. Așa că mincea mea este ce vă spuneți. Domnul Marian Ilian vrea să intervină. Dorește să spună ceva, să depășim momentul, vă rog frumos. Vă scăpuiți mare să ieși. Da, domnilor consilieri, în lucrurile de ceea ce trebuie să vorbim la diverse, am să de la subiect. Și acum, mă întorc înapoi la proiectul numărul 5. Am luat o poveste mai mult, așa, cu concesionările și cu închirierile pe raza comisiei. Am scut atât la intravelanic și la extravelanic. Dacă luăm așa, acolo a fost un rând de case care anul ăsta chiar i-am pus la plată, au stat 20 ceva de ani în concesionare și anul trecut i-am obligat să plătească. Și dacă nu cumva mă înșel, a fost la 2 euro și ceva, 2,5 euro, foarte mic pe metru pătrat. Am avut tot anul trecut, dacă știm, la Prop aici au cerut, erau proprietari, au cerut o diferență de 5 metri într-o parte, 5 metri parte pentru garaj și tot așa a vrut la vreo 6 lei, conform hotărârii de Consiliul Local, noi ne-am dus chiar eu la cuvântul și am dus-o la vreo 15 lei. Lei, nu euro. 15 lei, da. Acum, suntem în fața unui proiect de hotărâri al SCE, la o societate, în care discutăm practic de 100 de metri pătrați, în buricul târgului, mai în buricul târgului decât celălalt care vreau pe lângă buric. Acum suntem chiar în buricul târgului, care ni s-a supus un proiect de 6,5 euro pe metru pătrat. Domnul consilier, vreau să vin să... Acum, într-adevăr, este mai în buricul târgului. Mai bun decât o pătrată. Deci este la 3.000 de lei, însemnă 6,5 euro și mi se pare și mă cam mic. Aș vrea să revin asupra acestui. Având acest exemplu, 2,5 euro, având 15 lei din acolo, adică... Dublu față de anul trecut.
Aș vrea să, domnul față de am trecut la ce? Am trecut la am dat ca să nu construiască, dacă și parcare ce e cu dar avea construcția, deja era proprietar pe ea, și pe construcție și pe teren. Nu, acum vorbim doar de terenul, vorbim de terenul de imobil. Eu aș vrea să supun. Și ca să mă duc la edicat, eu cred că ar merita cel puțin un 15 euro pe metru pătrat la acești 100 de metri pătrați aici. Vorbim doar de teren, vorbim de locație. Ținând cont că și garajul a avut un preț, am concesionat aici cu și la, dacă și în jurul blocurilor la... Care a fost prețul la garaj, dacă știu? La garaj... Toate garajele în jurul 500 la 20 de metri. Da, dar ținând cont că acolo la 20 de metri, dar acolo ținând cont... Dar noi am cumpărat la chirie. Ținând cont că acolo... Le-am mai cumpărat la 10 ori de chirie. Da, dar am mai plătit și chirie. Ținând cont... Plus de asta... Dar ținând cont... Nu e o activitate comercială. Acolo este garaj, era aici... Poți face și comercial. Dacă mai ești proprietar, poți să faci ce vrei. Nu. Hai mai, Luci, nu mai... Eu aș vrea ca să întreb... Domnul viceprimar, îți aparține acest proiect. Dacă. Noi avem o propunere asta, adică are să pare puțin și chiar cred că ar fi noi, Consiliul Local și chiar și bugetul de tățit, să primim la suma de 1500 de euro, să ne încontrăm. Adică să mă dau un exemplu, în cartierul nou, 1000 de metri pătrați, să vină la ora actuală cu 10.000 de euro. Da? Este 10 euro metru pătrat, în cartierul nou. Nu întârg aici. Și 100 de metri cât e? Și cartier nou. La 10 euro metru pătrat. Aici, se mai îmbrui cu târgă, a la 15 euro. Adică, și 100 de metri cât e? 1500 de euro, ce-ți bară să? Adică să nu mai... Îi vorbesc cu 100 de euro. Da, 100. 100 de metri pătrat. 1500 de euro. Cu 1000 de metri pătrat. Sunt 10.000 de euro acolo, la deal. Deci acolo sunt, dacă 1000 de metri pătrați, 10.000 de euro, 10 euro metru pătrat. Dar e acolo, aici. Ținând cont, acum ținând cont să e consilier, e viceprimar, și-a făcut, ceva frumos. A investit, e ceva frumos. Nu putem acolo să putem să pun în cuplu la ceva care, într-adevăr, poate să fac treabă. Dar nici nu cred că... De mare să nu cont că noi am avut și o cheltuială care și foarte bine și cheltuială pe pentru așa ceva. Eu cred că 1500 de euro, 50 euro pe metru pătrat la acea suprafață nu mi se pare deloc. Dar nu știu dacă ne poate răspunde domnul Vici acum, că societatea nu ia dumnealui. Adică ar trebui să fim, am angajat, poate să nu iau. Nu, dar n-are cum să iau pe te. Îmi permit, domnul Vici, permit cu toată intervenția, am ascultat două puncte de vedere până acum, sau chiar trei. Ascultând, în ce avante, ideea sau propunerea celor domn consilier, găsit o soluție de mijloc să luăm această problemă. Corect. Să se sfătuiască și domnul Vici, să nu zică că domnul Oprișan la Vrancea, mama mea sunt eu. Nu, dar... Nu mă spune ce aici ar nu? Adică nu credeți în păcat acasă, vineți în seară mâine la serviciu cu... La niciun acum... Ia parție, poate nu suntem nevoie acum să spunem că nu să fie la un singur. Ia nu ce să fac. Nu trebuie să cu administratorul firmei. Stimați colegi, cum considerați că sunt subtax, mă abțin ca să-i spun. Și o tăcere eu răspuns. Suportă consiliți. Mai ales că nici nu v-ați ținut de cuvânt, că ați zis că mi-aduceți documentația ca să văd că, într-adevăr... Am zis că servim împreună șampania și vedem documentația. Nu, domnice, mi-a spus că până la ședință, așa că pare rău. Bun, în concluzie, stimați colegi, pentru punctul numărul 5, referitor la intervenția domnului Marian Chiriac cu prețul de 15 euro, dacă mai sunt discuții. Dacă dorește cineva să intervină. Da, se pare corect. Se
pare corect, că e pentru doamna Țuțuiană, de exemplu, care plătește săraca chirii și ea tot la fel, să cumperi, e tot în buricul târgului, să fie același preț la dânsa. Corect. Să nu facem discrepanță între unul și alții, așa e normal. Corect. Acum vreau asta înseamnă, dacă o să verificăm situația prețurilor la nivelul județului Bacău, s-a stătuțat la granița de sud, iar prețul la Bărbiscu, care s-a plătut la prețul, adică la granița de sud, o să vedeți că o să creăm un precedent de a ieși din zona de evaluare a suprafețelor de teren care le are și notarul public. Foarte bine, domnule, nu știu, sunt de bani mai mulți de teren. Domnul Ierie. Domnule, cred că eu ar trebui să fiu invitat mai puțin la ședință, că se fac așa o greață. Nu, nu, tu afeși, așa îmi face plăcere. În camașe roșii, cum îți dau mai bine? Dar ia și camașe roșii dacă vă faci plăcere. Problema e alta. Vrem bani mai mulți. Vrem bani mai mulți la rândă. De ceea ce vă zic. Dacă noi discutăm să ascultăm să ne vedem la proces. Vă zic de experiența aia de 30 de ani. Sau 32 de ani. La baza acestui proiect stă un raport de evaluare, da? Care este făcut de același expert care a făcut tot ce înseamnă comunul ăsta din jurul Sascutului. Doi. Nu-i mult, nu-i puțin prețul de 15 euro. Deci, atenție. Deci eu nu mă duc pe ideea, doar mă duc pe ideea, că e exact ceea ce drobită. Păi, băi, frate, de acum plătească tot 15 euro și păi valoarea, așa ajunge și doamna Țuțuiană. Valoarea la nivelul comunii s-a spus, sunt produse prin cele 3-4 oferte care, una la cooperația de consum, una la Academia Română, una de un privat, și una o dă primăria. Din cele 3-4 oferte se face prețul mediu per metru pătrat la Sascut. Una ce vine unul cu 2 ore de bani de afară și vrea să dea 20.000 la așa vrea el și dau un caz, cum a fost doamna Brejuț. Și una când a luat lângă doamna Brejuț, cu un sfert din banii care i-a dat doamna. Și nu uitați, a apărut o lege cu gratuități din partea Consiliului Local și a Primăriei pentru cei care îi împlinesc vârsta de 30 de ani. Să le dăm și la băieții ăștia tineri. Abia și iată, toți ar lua cu bani. Nu vorbesc ca la mișto. Am mai făcut Bostanul o prostie cu Borțuni. Atunci domnul Marian era consilier și domnul Nicu, că a început să spună rândul la Berești, 50 de milioane, rândul 2, 40 de milioane, rândul 3, 50 de milioane, să stai cu lotul, numai un singur om a făcut, care a câștigat prin instanță, se numește Gârda. Păi nu pot să ceva amărâții, că sunt, și mai mult decât credeți voi, mai suferinte, spuneam, un preț de 15 euro, că nu se mai anezura. De ce nu pui o întrebare, domnul primar, dar dumneavoastră, când i-a vândut Șerban? Când i-a vândut Șerban? Ce scrie acolo în raportul de ce țineți dumneavoastră atât de mult doar să nu dea domnul vice și la alții să dea bani?
Domnule, până la urmă sunteți în concediu medical, de cine țineți domnule de vorba aici? Lăsați să conducă ședința domnul președinte și gata. Analizez, domnule, că tot o dați atâta nebunie. Suntem proști toți aici. Păi dar tot ne duceți cu preșul, pila mă spuneți acum, de Pălcescu, de aia de aia. Noi vorbim strict de s-a ascultat. Domnul, știți de ce am intervenit eu? Păi știu că așa e o brăznicie. Proiectul la nivelul comunii s-a spus, unde dacă e drăguț, eu nu mă supăr pe prostia omului. Păi dar omul spune clar, domne, lăsați, uite, eu o să mă hotărăsc, lăsați aia de aia. Nu, ajutul vechi, nu știu care. Dar de ce nu faci dumitale altceva dacă vrei să ai cu finte și trebuie să ai? Și nu dai un telefon până la Brălcescu, să vă la dumitale cât. Dar nu mă interesează, domnule, pe mine mă interesează de s-a spus și de cetățenii comuni, s-a spus, domnule. Dar de ce dumneavoastră nu vă uitați când vă duceți la Bacău, cum e la Bălcescu, cum au venit băieții ăștia aici, ce teren de fotbal acolo și ce teren de fotbal avem noi? Eu am intervenit că puteai să fii tu în locul Ionel sau altcineva din Bălcescu. Până putea să fie altcineva deocamdată dânsul, domnule, mai rău i-ați făcut omul iar, vă spun eu. Noi eram, am și discutat toți și aseară și cam eram hotărât să stabileam acolo un euro, doi în plus și treaba era rezolvată. Păi așa am vrut și eu. Dar nu ce vreau să zic. Păi dacă ne duceți și la poduri și la judubiec și nu știu unde. Haideți să discutăm despre punctul ce vreau să vină în ședință. Și ne uităm în această evaluare a terenului cu 3,76, respectiv 10 euro. Eu zic să alegem o cale de mijloc, pentru că altfel o să stăm așa până mâine dimineață. Deci suma care a fost dată în evaluare 6,6 euro și hotărârea, dorința domnului Marian Chirea, 15 euro pe metru pătrat, hai să luăm o cale de mijloc, 10 euro metru pătrat. Și împăcăm... Să puneți la vot. Și împăcăm și capra, și vața, și tot. Da. Și mâine 15 euro, e 6,5 euro. Este 10 euro metru pătrat. E dublu ce s-au vândut anul trecut. Ne încadrăm în raportul de evaluare. Privind zona s-a scurtat. Care votează, votează, care nu votează, nu votează, aici votul e liber, nu? Deci este nivelul maxim din evaluarea terenului. Stăm în această evaluare. 3,76 minim, 6,5 ce a propus evaluatorul și 10 euro suma maximă, ca să fie... Iar niște exemple destul de clare, domnul... Iar am dat că nu trebuie evaluator să cumpere acum un teren, dar duce acum un gardienul nou și cumpere un teren, nu vine evaluator, deci el e privat. E vorba de un vânzător. Dacă duce acum un gardienul nou, dă 10.000 de euro. Aia nu ceva, e privat. El dă 10.000 de euro. Acum e aici, nu-i mult 1.500 de euro în centru aici, eu vă spun. Deci nu mi se pare de rău, deci chiar n-am să ne cauă, chiar am dat un preț care chiar să merge să-l dea. Maria, ca să vezi... Maria, ca să vezi despre ce e vorba, ca să se liniștească Ionică, eu am predat, pentru că de acolo să mergem cu prețurile astea exorbitante, că nu pentru unul trebuia ajunge chiar la vorba cu bătrânul, că pentru unul se spiciut, adică am număr și pentru unul. Mă, băieții, tati, eu n-am voie să influențez prețul, de asta nici nu l-am zis. Dar vă rog să înțelegeți că mâine vine altcineva. Dar nu mai sunt locul de domnul Marea. Nu faceți confuzie dintre private. Dar ce vreți să mai vin din domnul Marea? Domnul Marea, nu mai sunt locul de domnul Marea. Vă rog să puneți la vot. Să supunem la vot. Să supunem la vot. Așa, Maria Cheria, cu 15 euro. Cu 15 euro. Exact. Propunea domnului Maria. Supunem cu 15 euro. 15 euro. Cine dorește pentru 15 euro? Așa, cât trebuie să stăm cu mâna asta? Deci pentru 15 euro... Din momentul de față, s-a ridicat prețul pe metru pătrat la cei care trebuie să le dea din domeniul public la o sumă de 15 euro. Când o să vină un tânăr, avem răbdare. Avem răbdare cu urmările. Ce a zis
când o să vină cineva să ia o mie, atenție vă rog, să ia o mie de metri pătrat, mi-a avea mai ajuns la 500.000 de euro. Dar de unde să ia mie? Păi că să-ți facă casă, omul, de unde? De unde să mă ia? Păi n-am 80 de locuri de casă. Eu? La unii 15 euro de pătrat, de mii. Păi, discurcă. Păi, adică, domnul. Domnul primator, ar trebui să țin în seama de cred că ar trebui să ținem seama de zona. Zona în care și centru, zona de periferie, zona de... Tot domn primar ne-a spus nouă aici, bă băieți, întotdeauna e pe zonă. Ce-i mai în centru e mai scump, mai la distanții mai scump și mai la distanții mai scump. Acum, a nu, că am creat un lucru. Stimați consilier, da. Rămânind pentru punctul 5 cu 15 euro metru pătrat, au fost 13 voturi pentru o abținere. Nu, da. Deci rămâne așa, da? Rămâne la 15 euro. Nicoleta nu mi-a mai trecem mai departe, stimați consilieri, la numărul 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și completării statutului de funcție al aparatului de specialitate al primarului Comunii Sascut, județul Bacău. Comisiile, vă rog frumos, Comisia 1. Favorabil. Comisia 2. Favorabil. Comisia 3. Comisia 1, favorabil. Este vorba de faptul că nu se prezintă nimeni la concurs sau care este cauza de se coboară de la o treaptă la cea de începător sau de cum acolo are alt titulatură. Debutant. Da. Deci, care este? Prin plecarea lui am rămas cu postul vacant. Ca să poată să se înscrie și absolvenți ai permiteți, doamna Maria, ca să poată să se prezinte și absolvenți după facultate, am pus chestia aia care era cu 7 ani de chimie, cu mai mulți minute. Și cum s-a fost la medal, am făcut și am zis, băi, poate bine, cu situația după băncile școli și... Experiența. Este mai tine, se urmează să căsătorească. Da? Da. Un ajutor. Da. Am înțeles. Supunem la vot, vă rog frumos, proiectul de hotărâre numărul 6. Cine este pentru? 14 voturi pentru, fără abțineri, fără voturi împotrivă. Ajungem la numărul 7, de la diverse. Suplimentarea ordinii de zi. Prima temă la suplimentare, proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii școlii gimnaziale Sascut, școala gimnazială Explorator Teodor Negoiță Sascut, proiect inițiat de domnul consilier Costea Nicolae, primul, iar al doilea, privind completarea domeniului privat al Comunii Sascut, județul Bacău, respectiv completarea domeniului privat cu un teren în suprafață de 1.492 de metri pătrați. Primul proiect privind schimbarea denumirii școlii gimnaziale Sascut, în școala gimnazială Explorator Teodor Negoiță. Comisia 1. Vă rog, domnul președinte, vă rog, dacă îmi permiteți, înainte de a trece la discuții, să-mi spun puțin punctul de vedere. Ascultăm, domnule. Da.
Să vorbesc despre activitatea și viața lui Teodor Neluiță e inutil, pentru că îl cunoașteți toți, știți despre cine este vorba. Știți că este născut într-o familie de învățători, care a funcționat la noi la Sascu. Știți că soția dânsului este fosta noastră colegă la școala Sascu Sat și la Sascu Târg. De asemenea, știți activitatea și renumele domnului Teodor Neguiță. Nu trebuie să vorbesc despre aceasta, cred că este o cinste pentru noi, ca școala din Sascu să-i poartă numele. Ce vreau să vă mai spun? Că s-a discutat mult de titulatură. S-a zis să se cheme Teodor Neguiță, s-a zis să se cheme explorator Teodor Neguiță. Pe urmă, cei de la Bacău, de la avizare, ne-au comunicat că trebuie să poarte întregul nume. Dânsul are și, deci îl cheamă Teodor Gheorghe Neguiță. Da. Și deci trebuie să poarte întregul nume. Așa ni s-a aprobat. Asta e avizul dat de către comisie. Rugămintea mea este că, ținând seama că în septembrie împlinea 75 de ani, deci pe 9 septembrie, dacă ar fi trăit, ar fi făcut 75 de ani, ținând seama că a lucrat la fabrica de zahăr, de aici, de la noi, de la Sascu, ținând seama că este omul Sascutului și care a făcut ca acest nume să se cunoască nu numai în România, ci și în alte lucruri, și în alte părți, vă rog, dacă se poate și sunteți de acord, să votați acest proiect. Cum are dragul mai suntem în comisie, dacă nu mai am nimeni în cuvânt, să spun și eu câteva. Da. Indiferent de ce spune Nicu, un singur lucru a evitat să spună, pentru că eu am fost purtătorul apelului României, numai s-a spus lui, cu mare bucurie am primit modificarea, că la început a fost niște amestecuri de variante. Nu știu, dar ne gândim, pentru doamna învățătoare, dacă i-a folosit și un titlu de cetățean de onoare, dar este cetățean de onoare. Nu cred că e. Este cetățean de onoare. A fost. Deci a fost. Nu știu dacă a fost, nu? A fost anul la școala din Mateu. A fost. Da, da. A fost și atunci s-a anulat. Cred că eu am fost. Dacă aveți dreptate, în continuare ce ați spus. Da, propunem. Dacă nu, rămâne. Rămâne. Da. Atunci am avut o problemă. Da. Că nu n-am mai dat documentele și știu cauza asta, da? Și indiferent din situație, dacă este, rămâne că este, dar eu n-am văzut la mine în dirigență istorică pe toți treabă. Și mai mult ca asta, a fost un erou la minus 50 de grade, sunt la ideea de pensiune asta. Mulțumesc, Nicule, că ai avut ideea asta bună, pentru că erau mai mulți de varia. Da. Mulțumesc. Încă o dată, dacă mai sunt discuții, Comisia 1, Comisia 2, Comisia 3, supunem la vot proiectul domnului consilier. 14 voturi pentru, fără abțineri, fără voturi împotrivă. 8 la suplimentare, dacă permit să trec mai departe. Proiect de hotărâre privind completarea domeniului privat al comunei Sascu, județul Bacău. Se referă la completarea domeniului privat al comunei Sascu, un imobil,
teren în suprafață de 1492 de metri pătrați, situat în comuna Sascur, județul Bacău, conform planului de amplasament și delimitarea imobilului, cu anexă la prezenta hotărâre. E vorba de cererea domnului consilier local Enache Nebulai cu privire la această suprafață de pământ. Comisiile, dacă au discuții, Comisia 1. Favorabil. Discuții? Comisia 2. Favorabil cu discuții. Comisia 3. Favorabil. Discuțiile, să le auzim. Domnul consilier Chirian. Domnule președinte, să vă mai tine un pic citire la aceea cu domnul consilier Enache Nicolae. Subsemnatul Enache cu domiciliul prezent, așa vreau să mă aprobați cumpărarea suprafeței de 1492 de metri pătrați. Cu drept de preamuțul omului conform articolul 36.4 din 1957-2011, privind CA, nu știu ce înseamnă, codul administrativ. Codul administrativ. Este concesionată de mie, în urmă cu 25 de ani. Destinația locuință, conform autorizației de construcție, din data de 3.9.1997. La prețul stabilit, în hotărârea din Consiliul Local din numărul 78, din 22.11.2019. Este în plată plată. Cine nu văd aici, în spate la această cerere, nu văd autorizația de construcție. Nu văd contractul de concesionare. Copii, nu văd nimic, deci în afară de această cerere și văd un raport de activitate. Un raport de specialitate. Adică la făcut, mă dau un de la pește. Care tot la fel nu văd absolut nimic la el. Tot golușesc. Dar înainte de a începe această discuție, care undeva vreau să ating un pic modul de plată, în HCL, numărul 78 din 22-11-2019, însemnând tot conform 2 euro sau 3 euro sau 15 lei. 2 euro pe pătrat. Acum direct, să fiți foarte atenți și liniști. Să vedeți domnul Maru Senat, acum un an de zile, în campanie electorală, când eu am supus la vot și am mărit de la 6 lei la 15 lei prețul la profit, la părinte, așa ți-a acest pe deci. Să vedeți ce spunea domnul Marius Enache în campanie electorală. La așa s-a putut mai bine, dar eu prieten, cer temporii... De tare, Marian. Atâta mă să. Un preț de exact 15 lei pe metru pătrat. Dacă nu trebuie acel consilier, dacă era pământul proprietatea lui, vindea cu 15 lei, deci nici un pachet de țigări. Ar dreptate. Acel fapt putea să aducă un concesionist, să aducă venitul la bugetul local. Vorbim. Deci domnul Enache, deci a spus în relief, când am vândut proiecții cu 15 lei. Acum, fiind consilier local, vine și după un an de zile, vine și mi-arătă mie în față că vrea să cumpere 1500 de metri, acum nu mai este un pachet țigări 15 lei metru pătrat. Atunci a spus acel consilier care a fost votat și nu știu, acum vine și cere 1500 de metri pătrați. Tot la 15 lei. Apoi eu dacă votez acest proiect, nu înseamnă că eu nu mă sunt prieten cu Marius, Marius m-a deținat, m-a educat și m-a dus acum, nu dau cu 15 lei, un buricul trebuie, buric, și la el e buricul, aia buricul mai de la, mai zic, buricul mai pistomat, dar tot buricul și la el. Eu acum, fără niciun act în spate, și îmi dă și HL-ul, îmi dă și, și eu pot ce să fac, să-i aprob acest, să fiu de acord cu acest proiect? Și mai ales, pot și o întrebare. Ca să văd dacă de adevăr are 1500 de metri acolo. Să văd dacă are concesionat 1500 de metri. Să văd dacă are tot taxe și impozite la 1500 de metri. Deci sunt niște întrebări, sunt la... Cum da, s-a pus aici. Contractul de concesionare, nu-l văd. Autorizația de concesionare, nu-l văd. Chitanțe la plată la zi la acest teren, nu-l văd. Chitanțe de plată la zi la taxe și impozite, nu-l văd. Păi nu putem veni în teren, domnule primar, de 1500 de metri. A fost acolo 100, ne-am bălăcărit aici, a fost în buric, acum dăm 1500. Și să-l dăm cu 15 lei pe metru pătrat. Deci nu putem să facem apa, să trecem din public în privat. Știu ce vreți să spuneți, domnul
Știți că sunt documente de vânzare acolo. Păi nu, 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 dar dumneavoastră ați mers. Dumneavoastră ați fost azi la o ședință? Poftim? Ați asistat azi la o ședință? Da. Și ce spui? Cine? Dacă ați fost aici, ați spus că e îngrădit, că nu știu ce, dar deocamdată ce? Concesionarul e cumpărat, nu e a lui. Domnule, concesionarul după aia face alții de proprietate. Domnule, nu vorbim serios. Vorbim serios, nu știu mai bine. Da. Deci dacă ați fost la ședință, să ascultați. Ați discutat de ce. Dar eu revin asupra acestui fapt, când mi-a spus mie, deci tu mă bagă în timpul campaniei, spui mie, tu băi, Chiorule, dacă vă arăt la acolo, băi, știi, tu, Chiorule, el cu 5 metri de împrejurare. Iar tu vine acum și ei, 1500 de împrejurare, 1500 de împrejurare, 1500 de împrejurare, mă, așa prieteni din aia, din asta. Și acum nu pot să-i potez, nu pot să-i potez, nu pot să-i potez. Simplu, agent, da. Dar nu pot să dau pe el, m-a atenționat, m-a atenționat, m-a atenționat, m-a atenționat, chiar nu merg pe sărată, chiar nu știu ce. Eu prima rea nu îl jignesc, pentru că nu s-a consultat cu Nicu astăzi, pentru că noi cerem altceva, el explică altceva. Noi cerem introducerea în domeniul privat. La acest lucru urmează. Și după aia îmi vedea că... Dar ce vreau nu trebuie să vedea? Atenție, vă rog eu foarte frumos. Dar ce vreau să căutat ce? Fiindcă nu s-a ascultat, ascultați tura asta la Băgerul, care mai bătând ca mine din bucătă și o să s-a ascultat la fiind. Din la fiecare tură, la fiecare proiect. Nu trebuia să vi pună toată documentația asta, decât o solicitare. Că de Consiliul Local, această suprafață să fie dusă din public în privat, ca în viitor apropiat și poate să fie cumpărat. Să fie cumpărat. Nu, domnule, dacă vă dăm... Domnule, ați spus la ședință, domnule, vă rog frumos, nu ce spune. Nu fă diferența. Nu, domnule, exact asta îți faci. Am întrebat chiar pe domnul Sădescu azi. Așa, dar după ce te-a luat pe domnul Costel Pupa și pe domnul Sădescu. Și am zis asta ce astăzi spune. Domnule, acum dacă noi trecem din public, din privat. După aia, fiind îngrădit, vă spun, dacă ai patru garduri îngrădite și ai locuiri și nu ți-a zis nimeni nimic, te vor petrece. Ascultă-mă. Noi dacă am scăpat acum de aici, aici, eu nu achită nici, dar astăzi nu nimic. Eu vă spun, eu o să văd. Și achită mai închis după aia. Nu, eu sunt de acord. Vă să închide și eu, îți dai mai și un ban. Păi dai mai și un ban, chiar nici un ban. Maria, nu rămâne domeniul privat. Nu, ce că nu te-a comun? Păi, domeniul privat, consiliul local, nu unde vine ca tine. Păi, și care după aia dacă 25 ani ședință pe domnul care îi spuneți? Maria, așa. Îi făcea. Păi, nu văd ce are ani de zile, dacă nu ați spus. Maria, ce vine aici rămâne la Maria? Parcă n-ai ști ce se întâmplă. Hai, bă, 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 ca să poate cineva învăța, trebuie să se ridice cu capul de bârnă de sus. El solicită, acum a trecut să trecerea în domeniul privat. După aia, la viitoarea ședință, când va vrea, se va prezenta cu certificat fiscal, cu autorizația de construcție. Cu certificatul de urbanism. Vă fac diferența dintre legea fondului funciar, ce a explicat domnul Sădescu, și fac diferența despre de proprietatea Consiliului Local, privat, public și vrei. Da. Nu poate să ia marșela și niciun metru și peste 100 de ani, dacă vă revătuirea Consiliului Local, la momentul respectiv, până la momentul respectiv, și vă rog Romică, ai venit atât ca la pădure, aici vin cătușele, la pădure scoși și alta în mărit. Ai voie, ai voie să vorbești aici. Să mă umbi. Rămintea mea este, eu sunt mânul de toți care sunteți aici și sunt cu voi la masă, nu sunt prin alte părți. Și unde au stat alții sau unii sau alții. Și mă, acuză pe mine de vreo goreală, să mă acuze de goreală politică.
nu de asta financiară sau de doi bani. Eu spun doar atât. Citiți ordinea de zi. Introducem acest teren în domeniul privat. De ce? Pentru că am creat precedente și pentru celelalte 13 sau 15 locuri care tot la fel s-a vândut ca și garaje de teren. Ca și tot. Se introduc în domeniul privat cu unele comisii care va ceru și înainte viciului, care ridică și el și atunci. Deci eu n-am nicio părere pro. Dar suntem obligați ca acest teren, dacă îl solicită cineva, să-l pun în atenția Consiliului Local. Despre ce e vorba asta? Acest teren de 1400 de metri trebuie ca, sigur, Consiliul Local să îl introducă în domeniul privat. După aia, urmează. Toate documentele care ține în notatul. Nu mai urmează nimic. Nu mai urmează nimic doar atât, dar vin satelit, îl filmează, l-a găsit îngrădit, are 25 de ani, i-a făcut cu geară. Cum este acum, da, vreau să vă spun ce se întâmplă, cum este acum materialul. Mai degrabă acum e cum e acum, da. Da, mai degrabă cum e acum, pentru că el acum nu este stabilit o locație funcțională. Asta e cum e acum, de ce creați probleme cu omului? Lăsați-l așa, dacă e bine. Da, să rămână direcție, faci ca... Păi și faci ce trebuie ce nu e nici. Nu observați. Păi e... Nu, nu, să-ți fac carte așa, chiar. Dar uitați, chiar nu e chiar vreau să-l ajutăm. Să-ți fac carte. Mai copii. Ia de-aia te faci așa. Ia să-l ajutăm. Cum să facă carte la un teren cum? Lăsați-l ajutăm ține în poate, nici e alu. Deci la orice plin nu există intabulat, nici pe public, nici pe privat. Indiferent de situație, voi creda un promediu. Și nu uitați, așa cum sunt eu, într-un picior, într-o mână, până în 2024, ceea ce hotărâi dumneavoastră, eu trebuie să semnez, să duc la îndeplinire. Și eu nu mă bag singur, sub masă. Și nici pe voi nu vă bag, că intrați lângă mine. Mai ales la codul nou la Administrația Publică Locală sunt responsabilități de persoane. Fie al șef de serviciu, fie al secretar, fie al contabil, trebuie să răspundă de legalitate. Eu, dacă las acest teren, și acest teren a fost alocat fabricii de lapte, s-a spus, și acolo avem probleme. Un investitor care umblă cu prostia, cum a fost ea lui, că nu știu ce, că nu știu cum, a început să bată pe uși. Înțelegeți, mă. Eu nu am cadrul legal când vă vorbesc dacă n-am la bază hotărârea Consiliului Local. Și vă văd ceva. Marius putea să rezolve problema asta până acum. Pentru că acest teren e undeva aer. Dar vin în intravenă în comunii, se ascultă. Da? Având casă autorizată, având vechimea de 25 de ani, la care se încadrează cu aia 15, după linia mea de acolo, nu cu el poți să fie acum ciumă și să nu-i creezi un drept, sau să nu-i aprobezi, să nu-i aprobezi o solicitare care cere un om. Dar nu-i aprobați dumneavoastră, domnule. Lăsați-ne pe noi, că noi suntem... Dar eu v-am explicat ca să înțelegeți... Dar vă erijați mereu cu președinții de ședință. Eu v-am explicat, băi, Gheorghe. Da, dar vă erijați mereu cu președinții de ședință. Nu, domnule, nu. Să vă erijați de mai repede. Și care-i problema, domnule? Mor, mor eu. Domnul primar. De ce nu lăsați președinții de ședință? De ce aici avem jumătate prostul? Da? Așa, da. Și n-ar fi o problemă. Să obținem. Așa. Și nu știe că tu ești mai mică în fața mea decât Maria. Și ce contează? Da? Că Maria a învățat ceva de la mică, anume, domeniul privat trebuie prins obligatoriu la solicitarea persoanei. Ce vreau să se cumva?
Da, domn, dar eu altceva spuneam, domn. Domnul primar, vă erijează președinte de ședință și nu lăsați oamenii ăștia. Da, lăsați-mi intră, dacă n-ați fi fost dumneavoastră azi aici, noi nu mai votam sau cum? Domnul primar, nu vedeți că ne-am transformat în casa noastră. Ce spun oamenii ăștia la televizor când ne văd? Băi, consilierii ăștia de fapt ce fac? Astăzi asta am făcut. Am aprobat pentru domnul Vici, aprobat pentru domnul Marian, pentru domnul Marian. Până undeva ați avut dreptate. Dar domnul Vici n-a fost atent la ce a spus domnul de la cadastru. Pentru că omul a spus așa, știți că eu mă pricep cât de cât la pământ, nu că dumneavoastră mai puțin, dar mă pricep. Dom'le, dacă nu are un proprietar, ăla se face ca rezervă. Acolo n-ați fost atent. Ăla e altceva, mai legea fondului cu da. Nu este de acord să-i atribuie acelui care încățește copilul. Da, deci... Dar primăria e de acord, îi face ca rezervă. A, deci primăria e de acord. Da. Acolo este proprietarul legea fondului funcțiar, iar aici e proprietarul Consiliului Local. Corect. N-am nicio treabă la mine. Corect. Sunt discuții, stimați colegi. Îți face pentru Consiliul Local. Aici ați complicat lucrurile. Nu am luat în discuții, nu am discuții, nu am discuții, nu am discuții, nu am discuții. Mai sunt vreo câțiva, vă dau listă, dați am lista. Avem 100 de oameni în Sasu, care au peste 100 de milioane de lei. Când îi prinzi un teren, nu le iei bani, pentru că știi că vine ăla, că nu știu nu iei bani, când îi mai iei bani? Are 24 de ani, la apă de plată, la apă, n-am niciodată apă, domnule, acolo, unde stă el. Are 200 de ani datorii la tase și imposte. Ia indemnizați și așa mai, am repetat odată. Păi dacă când îl prins, mă, când îl prins, cum să se plătească? Eu de ce la zero? Vici și la zero? Cu ăsta, e gândința arca la zero. Noi cu putinurile fi la zero. România, țineamă, dacă prins acum, și cum știu noi la zero? El are 24 de mani la apă. Cum putem să iasă din interior? Da, să vină la plată, dar și cel chitanță. Plata la zi. Și cu mare dragă, de din mâna, în două mâini. Iar... Nu putem ce așa să lăsăm așa. Iar așa face. N-are nicio treabă solicitarea de azi cu ce spui tu. Se vor pune condiții. Atenție, Maria! La vânzare. În momentul vânzării se vor pune aceste condiții. Și când o să-i pui prețul de 10 euro, atunci... Dacă nu interveneați, treaba era rezolvată cu... Da, mai rău la stârnit, primaria. Hai să trecem la postul. Voi trece că e vorba de mine. Nu este proiect să nu... Vă rog frumos să știu. S-a închis și pare apă la mine, Gheorghe. Ce care e problemă? Dar e bau-bau. Dom'le, hai să supunem la vot. Să-mi birou. Domnului, consilier. Hai să fim oleacă. La dumneavoastră să-mi birou și dar cine este pentru? Pentru ce? Pentru introducerea domnului. Pentru introducerea domnului. Da. Toată lumea. Nu toată lumea, nu. Pe Nu. Împotrivă. Dar numărați și voturile, bun. Împotrivă. Lăsați-mi omul să-și facă. Nu uităm la alte divizori. Nu vă uitați, da, dar nu mă lăsați președinte. Împotrivă și abține. Abține. Un vot se abține. Doi. Două ori. Trei cu domnul Costea. Cu domnul Costea. Încă o dată, trei abține. Două împotrivă și o... Și patru. Și patru consilier se abține. Pentru două împotrivă și patru abține. Deci aprobat în domeniul privat. Și la anul, domnul primar, și la anul să vorbim de aceste datorii. Nu o să vă ajungi datorii, dacă tu ești ajuns la primărie. Nu o să vă ajungi la primărie. La diverse vreau și eu avem un raport de activitate prezentat pentru ansamblu, adică mă înscriu, dacă mai doriți și alți colegi, eu păream să-mi dați cu la diverse avem destul de multe puncte, am văzut. Dar urmează prima învățământ.
Comisia de Cultură. Păi, mai ales așa cu din Pâncești, în 7. Domnul președinte, vorbeați cu oamenii, știi, ține mai aici, vindea și mine. Ascultă, mai vă spun, așa de voi. Bună ziua, bună ziua, domnul primar. Mai ales că o să stau aici, mai bine. Stau aici, mai bine. Mai o, stai cu vreau. Profesor, e bine în părerea în capul meu. Vă stăm în capul sucit. Hai, hai. Nu sunt la adresa dumneavoastră, domnule primar. Sunt la primar, dar cred că sunteți la curent cu ceea ce s-a discutat. Bun, s-a luat o decizie, au trecut aproape două luni. Da. M-am întâlnit unii consilieri de-ai mei la opoziție și am găsit de cuvinte să dăm drumul astăzi, nu am spus la primul punct, pentru definitivarea Asociației Sportive Cramăras, pentru ce s-a spus, în omul de discuție, pe doamna avocată Bavar, ca să urmă de treaba, și să urmează să alegem un comitet de conducere a Asociației Sportive Cramăras, s-a spus. Au venit câteva variante, care eu nu vi le spune. Am zis așa și cu iertare, că zic așa și trebuie să o reînime. Acest Consiliu de Administrație trebuie să fie format din 3-4 lucruri tineri, din 2-3 lucruri bătrâni, care din mers, să preia cei tineri. Ce să preia domnul după cei tineri? Deci, vrem așa. Capacitatea Asociației Sportive să schimbă. Vrem să punem doi vicepreședinți. Vrem să punem antrenor. Antrenorul care îl pui aibă o variantă în cap și atinge ce spun. Și eu știu despre sport mai mult, poate decât știu tot la un loc. Și tu, Ionel, știi. Am fost președinte de onoare la Sportul la Sportul Batăl. Am fost președinte de onoare, m-am dus din Bele, până la Unește. Alergam cu careta după aia din Cuvinte, mă iau să lege. Ne-am văzut cu reta de egal. Și am sabit. Ca următoarea ședință când se aprobă ideea securalizarea asociației, să ne întâlnim într-un cadru, dar nu din aia care pierd vremea numai cu gura, din aia care pierd vremea cu inima și cu banii. Că fără bani, fără dragoste, nu fac niciun rahat, decât maca mare, televizor și restul țabal. Întâlniți-vă toți. Eu pe Marian, pe domnul Bici, l-am rugat să copieze doi consilieri, să copiem ceva și din forța privată a comunii, care ele sunt vânători de bani, da? Și restul din TVR. Aici nu-i ca la mare. Aici să nu vină mie Păsăr Popăici. Nu. Aici să nu vină mie, și-mi pare rău, cer scuze că vorbesc în lipsă, cineva să-mi spună că echipa a mers bine pe timpul lui nu știu cui. Că nu a mers. Și punct. Vrem rezultate, orice mă tot, ori nu mă bag. Și vă spun, băi, ce date, decât să mă înjurați. Pentru unii străini ai făcut ceva, dar era să mă dau lobit, să vină cineva să facă care poate mai mult. Eu nu mă joc cu voi. Pentru că toată lumea vorbește la masă. Din teren când joacă, foarte puțin sunt la masă. Acolo e meseria, acolo e efortul, acolo e dragostea și acolo e sărăcia. Că nu poți să ții pe unul, să alergi plământ.
Și le vedea mâncare. Dumnezeu să le scârpea pe alții. Numai eu știu câți bani se cheltuiau. Acum, din punct de vedere financiar, acolo nu vreau. Consiliul local, dacă vrea asociația sportivă, va avea un cadru mai legal de a alimenta cu fonduri echipa de fotbal, că se numește Toamnă Rusie, s-a spus, va fi în răspunderea Consiliului Local și vorbim Consiliul Local, vorbim de primar și vorbim de Consiliul Local în întregimii, că îi vedeți aici cei 15 consilieri. Da? Și din Consiliul Local vreau să pun niște oameni care vor spate ceva, nu să vină bălărie sau bagă lăgită popa sau nu știu ceva să păsească pentru voi. Și că în cazul îngerului să fii schejer până la pun și înapoi. Deci, ce variante au zis despre mine? Vedeți, m-am făcut sănătos în 2000. Când e vorba de sport, sunt primul chiar dacă nu practic. Dar mă pricep să vă ajut, să sprijin. Și mai sunt 3 ani, îți mulțumesc 3 ani, nu se mai fac politică, se fac ea. Unde nu e dragoste, degeaba e gură. Unde nu sunt bani, degeaba pretenții. Și unde nu e voință și putință, degeaba în restul vrea. Așa că, domnul profesor, noi o să ne gândim, noi, Consiliul Local, în afară cu dumneavoastră, vreau să vă faceți o listă și spunem, domnule, noi ăștia 10, 20, 30, cât suntem? Doi, profesor, antrenor, Ana Ionel, românul de viață. Ana Ionel o să aibă direcție, cum se zice eu, o direcție colaborare cu mine. Indiferent cine e persoană. Pentru că nu merge să mergi cu curul orice teren, nu avem nici banii. Nu merge să te roagă piatra la bocan, că nu avem bocan. Pentru asta o să luptăm. E voința Consiliului Local, niște sume mai mari, ca să ne punem la punct. Totuși suntem să ascult. Nu suntem Corbasca, nu suntem Tătărești, nu suntem niște comuni. Suntem, ascult, suntem a treia comună, cea mai mare din județul. De 5 ani suntem ultimul la fotbal. Ați spus foarte bine, băteam colegia veche, acum ne batem Curechești și ne batem Curechești. Și vă spun și vici s-a ajuns aici. Până acum, domnul primar, nu știu dacă știți, sunt, era, nu știu, nu ca asta. Ce-ai mici? Dacă aș spune, nu știu. Am avut și eu lui pe la echipă, pleacă, trebuie bat biciclea. Păi m-am jurat de aia, nu dau cum cine așa. Păi copiii ăștia vin probabil și dau poate de mâine la echipa asta. Ia întrebați de cine. Știu, de ce crezi în nimeni să știu? Avem astfel ăștia mai tineri. Hai să eliminăm noi de aia, încercăm noi. Noi suntem o echipă. Să eliminăm în jurăturile, țipete-le. Venim cu încurajări și încercăm să-i atragem. Să aduce, vedeți, avem numai tineri. Aici toți suntem să ascultă. Buletinii să ascultă. Și toți băieții care stai și de excepția 2-3, toți joacă fotbal. Noi încercăm să-i aducem în alt mediu. Deci nu, eu nu încerc să-i fugărez de aici și să-mi aduc eu oamenii mei să meargă echipa. Eu dacă vin aici, nu-i rușinic. Dacă mă duc în județul ăsta, sunt cunoscut peste mine că m-am venit fotbal. Că am jucat fotbal. Și nu-mi convine să mă duc să iau 8-9-0 la Comunești, că râde lumea de mine. Nu-mi convine să vin la să ascult să mă vadă nepoții mei, copiii de la școală. Eu îi chem la meci, o să chem copiii la meci, să vadă cum iau bătaie 5-6-0. Nu accept. De-aia, haideți să încercăm foarte mult, să schimbăm tot. Să schimbăm tot. Eu o să răspund rezultate. Dacă nu o să fac rezultate și nu vă cer un ban. Deci copiii ăștia, băieții, nu au nevoie de mult bani, de vreme, de joc, de masă. Nu ne trebuie nimic, domnul primar. Vrem doar să vă lăsați în pace. Nu o să vin niciodată la dumneavoastră la birou, timp de un an de zile, să vă cer ceva. Nu vă cer echipament, nu o să vă cer apă, o să ne surcăm noi. Dacă suntem lăsați. Ieri am așteptat jumătate de oră aproape, jumătate de oră am așteptat aproape, am făcut un mers la Băcescu, că
am dat mesaj băieților la 17.30, vă rog la stadion, că la 19 suntem la proces. M-am mers cu mașini personale. Mașina mea, mașina, o mașină la băieții, dar nu sunt băieți. Merge din plăcere, nu e normal. Din plăcere, merg toți prin plăcere. Și nu e posibil să stai jumătate de oră, să vină domnul Popa de acasă, s-a dus un băiat de aici să-l aducă cu mașina, să-l ducă înapoi cu mașina, să ne deschidă vestiarul. Eu încă nu am cheie la vestiar. Ce credeți că e cu vestiar? Pentru ce trebuie eu? Ce să ne vestiar? Și alea din vestiar sunt aduse băieți, în afară. Deci stăm jumătate de oră să ne deschidă, să ne dea echipament și plecați. Eu. Apoi, stați în acela. Punctul 2. Vreau să vă spun un lucru. Nu mai dă fac referire la procesul, știți cum arată. Nu știți cum arată. Ia, fericită. Jos. Jos pălării. Nu credeți, credeți că am putea pune și noi în comuna asta să găsim un om plătit, un minim pe economie, să ocupe stadionul ăsta? Un minim pe economie, să ia și băiatul ăla, un om, nu propun eu, deși aș avea un nume, nu propun. Să ocupe stadionul ăsta, arată incredibil. Deci nu mai este iarbă, deja s-a ajuns la stat din pământ. Nu poți joa și fotbal acolo. Eu m-aș băga la joc, mi-mi place. Dar n-aș încuraja băieții ăsta să joace fotbal acolo. Pe lângă faptul că nu s-au strâns gunoaile pe teren, încă sunt sticle de bărbăci, deși astăzi e joi. Nu s-au strâns, noi duminica programul în Popa Urmești cu Recheș. Chiar a spus să încercăm să aducem Băcescu la Sascu, dar nu poți să-i aduci pe la Băcescu la Sascu. Nu vreau băieți aici. Păi, cimene de acolo, mai e iar. Nu vă cerem să investiți, să faceți gazoane, nici nu treci prin cap așa ceva, nu ca curățenie. Dacă nu, o să merg eu cu băieții, sigur o să merg cu mâini, toți cu mărâni cu folosință și strângem noi. Dar nu vreți să fie un precedent de acum să facem și asta. Facem și asta dacă e nevoie. Dar trebuie să-mi dați mâini liber să răspundem noi de echipă. Să-mi dați mâini, să... vreau să am și eu ok la chestia, yeah. Să nu mai stau o oră să ajung la nou la Bărcescu, în loc să ajung să mă la yeah. Ia să ascult tu ce spune bătrânul. Mai e prietenul tău și am eu, știi realitatea. Ne-am săturat, și eu m-am săturat din unii. Dar de acum o să-mi dea de tati Gheorghici un fel de dușman, dar de... Nu am criticat doar de șapte. Prima dată când spune. N-am avut oameni care măcar să tușeze stadionul. Și l-am lăsat fi Popa, că prin alianții și cu mătrunii, poate și un pic de neam prost. Poate și un pic de neam prost. Dar știu. Adică. Că ne-am vorbit de Dumnezeu, dacă voi vreți să faceți ceva. Vă dau cuvântul meu că m-ai învățat 10 ani din viață. Mie. Dar ce crezi că am venit aici? Mie mi-a fost scârbă să mai merg pe teren când auzeam cât e și cum și ce bătai lor. Eu din vedeta numărul 10 din județ, pe chestiuni de fotbal, am ajuns vedeta de rahat cu echipa care a fost până mai ieri, până mai era pe ele. Știi că te-am felicitat din suflet și de sigară de tine. Păi, bun. N-am dat o lipă. Faceți-vă treaba. Cum vreți voi. Pe mine nu mă deranjează ce vreți să alegeți, dar ca să funcționați din punct de vedere legal, trebuie un buget, trebuie neapărat să ne întâlnim noi, Consiliul Local, să hotărâm cu tine, cu cine vrei, cu tine, 5, 2, 3, poate să vină toți câinii copiii buni. Eu am discutat de față la votul aici, o treabă trebuie să-i vot opoziția mea. Și mi l-am pus pe Popa în cap. Eu știu și poți să domnului Ghiciu, știu poți să așa... De adevărul. Dar mă ajut de unde e bar, e o muză de pulbere. Trebuia să rii dumneavoastră. Începutul, mie mi-am făcut. Puneți mâna și nu refuzați cadourile consilierilor către voi. Nu să fie necesar. Și echipa mea,
Aici ținem și democrație, și minge, și clase, și tot. Dar, îmi place că nu se purta vedere. Iau și eu. Domnul consilier, nu știu dacă ați fost chiar cu toți atenți, doamna profesoară de sală. Doamna consilier Sandu. Vă rog, am auzit. Ce ați auzit? Despre echipa de fotbal, sunt de acord. Nu, eu ce am zis. M-a strigat pe mine, domnul Urteia. Cum continuați că... Da, da, nu vorbesc, dar nu trebuie să vorbesc. Nu sunteți atent de oriși? Nu, mai foarte bine. Vedeți ce vorbesc. Domnul consilier, cred că ar trebui să tăcem cu toții, să plecăm, să plecăm și să lăsăm acest băiat să facă ceea ce trebuie să facă el. N-a venit să ceară nimic, ci din contra ne oferă, ne oferă spectacol, fotbal, ceea ce vrea să ne ofere, tineret și curățenie pe stadion, absolut ceea ce trebuie să facem noi. El nu ceară nimic, nici măcar banii care am dat până acum, cei 15.000 care deam la Babeană, nici pe ea nu-i vrea, un an de zile să încerce, să facă, să facă în evidență valoarea, valoarea lor, valoarea lui, a lui personal. Iar noi ne împiedicăm cu ochii de la un vestiar care spun, mai stăm încă o lună să mai facem o ședință, încă o lună să facem o ședință. Acum, chemați, dați fie, dați drumul la treabă. Nu mai vreau. De să roagă o echipă din fotbal să o lăsăm în pace. Nu se duce nimic. Decât doar să o lăsăm în pace. Să trecem până ei. Vrem să intrăm în stadion, intrăm, nu. Dați-le, domnule, cheia la stadion. Dați-le iarba, dați-le tot. A cerut un om să îngrijească această iarbă. Acest stadion. Nu avem. Poate la 36 găsim un handicap. Poate găsim o reabă. Cum era nea Costin Hrișcăbu, Dumnezeu și Vedeu, care a murit. El a venit la stadion. Acum la ce e pe pot, doi nebun. Dă-i din unul, păi, lasă-l acolo, intră, mă, păi, cine, să mă cineva. Atât acelor, nici bani acelor, iar eu promit și eu să fiu în ei. Nu să fiu sponsor principal, că nu am. Dar mă rog, nu asta, mă rog, nu un bici, că acum am câștigat și la asta, de ce rog eu? Mai bine ce? Și cu toții, cu toții, o să punem acolo și aba, ce să? Plătim echipa, mă trebuie să fiu un meci, plătim eu astfel un meci, și hai să vedem valoarea, și o să zicem, o să altfel de vorbă. Dar haideți să le dăm încredere, să le dăm, dăm încheia. Am fost la spart la apă, un pic, apă două lucruri, mai am fost la spart la apă. Am spart la apă. Dă, să ai, am să-i dutat, dar să vezi cum să iau garnă, sărace, ca să intre la plătă. Doar, a, deci, dar suntem un alt. Deci, atei, nu ce rețea? Am venit cu Cozil să rămână. Marian. Bici președinte sau cine e secretar? Corect, dar dați-le pe la păieți să face ce. Deci, atei, nu dați. Eu v-am spus, din punct de vedere legal, și aș înțeleg cu bun. Din punct de vedere libertin, eu pot să gândesc până acum, tot timpul am țipat, am zis și Gheorghița legat problema, domnule, cu ea stadion. De ce? Nu, v-am spus că mă păr o vacă sportivă, s-a spus. Luați băieții fotbal pe ăștia o vacă. Așa vacă a lui Ghițu. Nu știu, păi, nu mă interesează. Bun, atent. Sărea la culoapă, cu discipul. De unde vine valul? Pe mine, din punctul ăsta de vedere, m-ați câștigat. N-am nevoie de bătăi din pară. Pentru că pentru mine băteau stadioane de 30.000, 40.000, deci oamenii încă dată nu le-au plecat. Și niciodată să nu vă mai aud, dar niciodată să nu vă mai aud, că n-aveți nevoie de nimic. E nevoie. Dacă dăm, poate vă obliga și voi, uite-vă, ne-a dat. Hai să tragem mai tare un fiu. Pentru că, ascultați, bă, eu am experiențe. Când nu mai puteam la tinerețe să avem doar calul și ușoare pe cură. Deci, pentru mine, ca om, e o trăire astăzi, că v-ați încărcat bateriile. Așteptam lucrul ăsta cu toate că vă spun din inima mea, că am scârbit. E ceea ce se întâmplă. Și la fac de câteva consilieri care de noi toți știam, toate labrele să vă ține, că suntem, că ei știam ce se întâmplă. Dar nimeni n-a avut curajul, ia taul de coarne cum era frumos. Și ce spune Maria? Noi am discutat un pic, el știe.
aveți nevoie de ajutor și cel cumpăr lor. Dacă toți vorbim aceeași limbă, de atunci o să batem din palme, îți va ajunge să ascult. Trebuie că ajuns când era preuță sănării. A fost fiind de lumea, 25 de ani. Că voi o face. A căzut planul. Și uitați-vă, avem aici consilieri. Pentru comun o face. Vorbeam înainte de a bine voi și pasta închid. Este o dor de voi. Doar consultorul ne întreabă. Sascutul era recunoscut în echipă din județe. De județe între ei. Acum, când au să discurăm 8 euro, să discurăm 6 de euro, 7 de euro, 12 de euro, 5 de euro. Păi dar zici cum ai trebuit pe mine, poți fi mama primarul. Sunați și dați licheia ca să o facă de gătiri, băieți. De astăzi, mă gătiți. Nu v-a indicat. Nu, dar totul iar o duceți, nu știu. Pleacă băieți ăștia de lămuriți. Deci, ai simțit casa voi? Nu-am simțit, ei au zis, domnule. Eu nu vreau. Păi, dar ce nu sunați pe Costel de cheia? Deci, copiii tăi. Eu sunt un timp mai așezat. Mai ales în ultima perioadă. Alții mai ei se câștige, dar când vrei să câștigi, s-a mai avut un șterg. Din cauza tinerii. Mâine dimineață, profesore. Ești la mine. După o jumătate nouă, mă duc la doctor să mă panseze. Și să vă preda tot ce este inventat acolo, ca să nu vă zezez. Că peste noapte dispare și... Și ce mai e? Da? Și eu să fac un delegat din partea, sau doi din partea Consiliului Local, unul la primărie, care să scrie toată treaba de acolo. Și ce e? Nu? Și atât. Da? Și mașina dispărați. Și echipamentele care le știți că ar vrea pe ele. Puneți un responsabil că băgăm să te hârtie în Consiliul Local să scoate hotărârea. Și atunci se face treaba cu altă. Și mai bine nimeni să se lege sau să se dezlege sau să se trăie. Nu o facem legal, să o facem numai așa, la cât precepe unul. Mai devine sau mai târziu, dar e un semnat. Când ai fost întrebat, tot lumea fuge. Deci, duminică nu ai fost. Singur. Dar aș propune și ceva, dacă m-a lăsat domnul. Deci, se termină. De mâine, rămâne valabil că profesorul se va ocupa de terenii treaba lui cu cine, iar de săptămâna viitoare, cum mai durează 5 zile, 10 zile, când apare documentul, vorbim de document. Au mers duminică, domnul. Până duminică, de fapt, este problemă. Sau când? Eu mâine. Ca anumite persoane, care eu acum, din punct de vedere legal, dacă nu vine hotărârea cu asociația, nu pot să știm. Că eu știu cu ce se mănâncă subsemnatul Răuții Ion, fiul lui și lui. Da? Și ne putem trezi într-o fază în care să înființăm o altă echipă când nu vrea titularii care sunt desemnați în campionat. Nu ați lucrat pe bătrânul? Eu vă iubesc pe tot. Scoateți-mă din jocul ăsta, pe bătrân. Luați-mă după cine vreți voi, că-l mai deștept. Și în momentul în care o să vă dați
cu capul de gând, de vreme, te poți învăța dacă, dacă nu ai ceva, îl mulțești. Nu știu dacă îl mulți sau de neapă. Dar și un lucru să v-am reprezentat 30 ceva de ani de zile, fără că tu ce la mânt, la fără zi arestat sau Vreo 5 milioane și ceva, 800, aproape 6 milioane. La toți consilieri, care o să dea, o să dea indemnizații anul ăsta pentru voi. Bravo. Dacă sunteți de acord, spunem la vot și care e de acord, e de acord, care nu... Să știi că, ca la casa mea, să totul te dăm la ce nu se dea. Păi da, de ce? Supunem, eu am mereu. Supunem la vot propunerea domnului consilier. Nu putem să supunem la vot când avem mâncarul de ea. Altceva vreau să vă zic. Domnul primar, vorbeați acum de angajarea pe care a făcut-o domnul profesor. Vorbeați de bani. Vorbeați de rezultate. Nu vor putea fi rezultate dacă nu vor putea fi ajutați. Perfect. Ei sunt, acum știu, unii euforia lucrului pe, de inimă. Dar cum trebuie și din punct de vedere legal? Până atunci, hai să-i ajutăm, pentru că dacă va fi sub tutela Consiliului Local, avem fiecare responsabilitate pe chestia asta. Și atunci, da, și atunci, haideți să-i ajutăm acum că începe peste două săptămâni campionatul, am înțeles, ca să, să poată să demareze activitatea pe care o echipa e deja înscrisă. Eu vă dau dreptate în ceea ce spuneați cu, cu organizarea și cu titlul echipei, pentru că cei care sunt acum pot să refuze ca să dea acest drept lor. Deci trebuie repede văzut ce trebuie, ce se poate face ca să intrăm în caritate. Trebuie să trebuie văzut cum să-i facă. Chiar dacă alții nu îi convin, poți să vină la bea la bătrânului, zic, bă, a văzut frate Moșeagă. Cum îți spune? Rămâi cu rău, te ne rog pe rău. Ce sunt rău? Pe mine vă rog frumos să mă voi, ca din domn doctor Contomar, am ajutat soția. Să mă duc să nu mă mai mâini dimineață, să mă v-am pansat. La voi venea de dinocează, la diverse și organizări. Rugămintea mea, încă o dată, vă rog, stânga, cea la scăzărea ta, ajutați-ne să mai recuperăm ceva din banii pierduți. Și atunci vă stau în genunchi și vă dau cuvântul meu că nici nu vorbesc, tac! Și nu cumva să veniți la mine să spuneți că nu puteți. Că nu vă trebuie. Că ați demonstrat că puteți, că vreți să ajutați pe cineva. Nu mă ajutați, nu mă ajutați pe rămâțe. Ajutați comuna, că peste 3 ani de zile se perindă multe din viață. Luăm noi conducerea? Deci, atenție. Când o sucedeze la primărie, o să vă anunț înainte. Să le predați. O să iau și telefonul de la spitalul ajuns, să vă țin să internează. N-am zis când sucedeze. Da? În altă ordine de idei, îmi cer scuze, Gheorghiță, că te-am jenit, îți mulțumesc pentru că ai avut o afecțiune de întâlnire și ai avut am învăit în aceeași capelă și am aceeași biserică. Da, așa sunt eu de bun în mai... Dar nu-i problemă că suntem învățați cu dumneavoastră. Dar tu să știi că tu ești eu și eu sunt tu, că amândoi am avut un necaz în care a trebuit să ne gândim la astea. Aia e adevărat, numai că... Dumnezeu,
dacă gândim altfel. Ne bate Dumnezeu și Dumnezeu, lumea legislativă și lui. Noi rog sau... Da? Asta băi, am discutat în particular. Uite cum văd. Mâine trebuie că vă stăm la mine, dacă mă duc în după amiază asta, vedem acum ce am citit doctorul și vă promit, aveți cheia cu inventar provizorul făcut, o să facă parte cu Marianu să răspundă vicele, avem un de acolo și dacă din băieții mei care în America, Rovica Marin sau Alin Marin sau Germania. Cea mai mare plăcere. Deci, trebuie... ca să predați inventarul. Da, zis, să nu cumpărați să vă trăiți, să vă apurați, mici să vă uite mai sunt. Mai pretențios. Vă mulțumesc în continuare succesul vă să zic să vă să ajută de eu. Să vă ajutați. E data de 25 iulie a venit episcopul roman Cator Viaș, a găsit peste 30 de tomberoane pe fântânele, nu știu cine-i consilier pe fântânele. Chiar mă interesează. Deci atâta bun sânt am avut noi. Odată 7 ani vine episcopul roman Cator Viaș. E data de 25 iulie când a venit, peste 30 de tomberoane, la 8.56 erau pe marginea drumului. Gunoi ne-a luat. A venit la 11, la 8.56 am filmat eu. Păi dar nu, dar oamenii din bun sunt față de episcop, le-au retras în curte. Și dacă se mai întâmplă treaba asta, le aduc în fața primării, eu ca mine. Asta ar fi o problemă. Lăsați-mi stările. Așa, avem angajați la primărie pentru asistență socială. Este un bătrân peste 90 de ani și pe noi mănâncă pensia. El este pe barbă până aici, rage de foame în casă. Am discut cu domnul doctor, că domnul doctor trebuie să-l cunoască. Câinii comunitari nu s-a adunat de pe comună. Am fost... lucrări făcute abuziv, adică ilegal, cu părerea mea. Într-o localitate, am mai spus, trebuie lăsat o bandă liberă. Am mai spus, mulți, prea mulți strânduri pe spatele albinului lucrătoare. Voi fi tot timpul un critic, pentru că sunt mult prea mulți. Atât s-a scris social și un om bătrân, nu are de foame acolo în casă, nu se poate. Nu e posibil. Am filmări de la bătrâni de acasă, nu-i dau numele de ce, pentru că concubinul respectiv care mănâncă pensia lucrează în primărie. Sunt președinți. Și ce nu dă? Pentru că sunt cei acasă strânge. Nu face probleme, mă. Dacă vrea să mi-a cuvinte un loc, îl duc eu la tot la acasă. Vin dimineața. Apropo, eu din la Codos și cetățean. Cetățene, cu scurgerile râpă de la WC-ul, ce faci? Pe marginea drumului. Scurge râpă. Pe Valea Dacului, vreți să vă dăm numele? La Blava, acum ales din WC-ul direct, în fața porții lui fiică mea și o stau cu Elena, stau cu mai departe. Inclusiv, scoateți lui porc. Nu se nicio măsură. Azi vorbeam de cadastru, că s-a făcut gard. Știți cât îți lasă un credit acolo? Când găsește gardul, rămâne omul. Știți treaba asta cât îți lasă un credit? Eu sunt în cauză. Mi-au luat din 20 de acolo. Au dat foc la braz, au luat bradul noaptea acasă, am mutat anul ăsta atât, anul ăsta atât. Băi, cum e? Dar suntem oameni din sat. Cum? Chiar vreți să chiar să-i măsoare teren? Trebuie măsoare teren. Sunt multe, multe, dar multe. Dar mă limitez, vreau. Bine, mă, Tonico, să luăm o subintenință asta cu chestia noastră. Dar dați deci, la port, dă drum când vine apa mare de la Gheal, din Valea Napoli, scoate de acolo, dă-l la noi. O să luăm o subintenință, Tonico, aici să nu dați cu grăs. Poliția locală știe din treaba asta. De asta spuneam, domnul. Da, da, da. Dar nu-i de-a răzut. Prea mai mic. Poate de-a răzut să vină de-a răzut. Știți ce mi-a spus un politic local? Nu-i de-a răzut nișoară. Pentru că nu vreau să-și politic o să știți. Domnule, dar știți, nu mai e adăbit cu WC-ul la răzut. Sunt o grădă la mată și nu-i mai... În cazul ăsta trebuie filmat, bine să arătă trebuie la răzut. Și că m-a spus.
Nu, așa e, sunt o grămadă. Sunt. Asta pe un judei 30 de ani s-o luat. Dar aici trebuie să vă dau astăzi cu... Spune că ce rămâne la natrimea primăriei dacă da amendă. Ștampila, ai votat, plus la amendă, pe construcții mântuare. Așa se face. Bine, mulțumim. Mai avem la diverse asemenea. Vădă-vă că când aveți simt, să vă dau ceva. Sigur, la aveți fișa. Doamna profesoară. Nu știu cum îl cheamă, dar discutăm. Dacă o să spune fișă, acum va fi unul. Să-l vedem, exact clar. Are aparținător, dacă are aparținător... Nu are copii, nu are soții. Nu e rudă cu cel care îngrijește. Am înțeles. Să-ți dai sănătate. Să revenim un pic la treburile noastre. Am aici un tabel, mai multe tabele cu elevii premiați. Cu elevii premiați, cu primăria s-a scut. Și premiați. Odată de la liceu, 33 de copii. Urmă de la școala generală, cu media 10-18 copii. Cu premiul întâi, 18 copii. Cu premiul al doilea, 19 copii. Cu premiul al treilea, 20 de copii. Copii deosebiți, după părerea mea. Învățămintele actuale să obțină premii și e vorba aici de acordarea unor ajutoare financiare, stimule financiare din partea primăriei. Dacă îmi permite, domnul președinte. Cu toții ați văzut raportul de activitate pe care l-am depus eu împreună cu ai mei colegi, cei patru coordonatori ai ansamblului folcloric din Băncești, vorba de domnișoara Corban și s-a scutusat Gârmacea, Simona și domnul Ferenț Ioan. Eu o să m-am rugat să și în anul urmat să vorbesc și să vă spun una dintre dumneavoastră. Ați observat că este și o hotărâre a Consiliului Local și există și un proiect, un regulament privind premierea elevilor la nivelul școlii Năsascu și liceului, liceul Elias. Deci am venit cu o completare aici, cred că nici nu era cazul, dar nu vreau să mi se ia nume absolut de rău, pentru că noi, acești coordonatori, nu suntem plătiți pentru munca pe care o prestăm. Noi facem acest lucru, așa cum a spus și raport, pentru a promova și conserva cultura tradițională din comuna noastră. Și așa copiii noștri sunt tot timpul pe tablete, pe internet, pe telefoane, încercăm un pic să-i scoatem de acolo și să aducem, pentru că timbru și eticheta noastră a comunei sunt acești minunați copii care cu toții am aprobat și cumpărarea unor costume naționale și cred eu că trebuie să fie promovate și jucate, cum știm noi mai bine. Nu sunt copii, nu sunt profesioniști, suntem ansamblu care facem acest lucru cu copii din tot felul de familii, nu avem culoare politică aici, copiii nu au culoare politică. Noi niciodată n-am făcut acest lucru alegând sau selectând copiii după anumită moft. Am ales după talent. Dacă este bun la română și nu este bun la dans, asta nu înseamnă că copilul nu are o calitate. Deci am vrut să accentuez acest lucru, pentru că am înțeles că domnul director interimar, domnul Pascu, a făcut o adresă la primărie. Pentru că nu a fost de acord să premieze aceste două ansambluri folclorice. Nu a fost de acord, a făcut o adresă, nu a trecut prin Consiliul de Administrație. Vă spun acest lucru pentru că eu sunt în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Sascot. A făcut o adresă în care a dorit să suplimenteze câte 100 de lei la toți copiii care domnul președinte i-a nominalizat. De la dumneavoastră putere, menționăm faptul că nu are nicio dovadă, că n-am avut nicio diplomă cu acești copii în anul în curs cu ei. Eu am pus în spatele domnului Pascu câteva tabelele nominale cu toți copiii, câteva participări, pentru că a fost anul cu pandemie și a fost o parte online. Domnul Pascu mi-a spus mie atât, să-i dau link-urile, să-i dau filmările care le-am trimis eu online. Și aici fac o paranteză. Nu vreau să-mi dar am spus, domnul Pascu, dacă aveți ceva cu mine, dar nu știu ce aveți, nu vedeți simt 52 de elevi, pentru că eu sunt un coleg care își face treaba așa cum și-o face. Și atunci a spus să-i dau link-urile sau să-i dau filmările unde am trimis la concurs. Și am spus să aveți calitate de președinte de juriu, că nu mai înțeleg. Dumnealui a refuzat cu siguranță ceea ce eu am depus. Am lăsat la doamna secretară și alte din care au venit ulterior în spatele. Domnul Marian Chiriac și toți colegii de aici, consilier, a văzut că noi am filmat, chiar am avut o filmare la Căminul din Sascu sat, unde au venit cei de la Centrul Județean pentru Conservarea Culturii Tradiționale Românești. Am mers copiii la Sănii Moldova, ulterior am mers și fizic. Nu văd de ce s-a împotrivit. Desigur că domnul primar, am înțeles că i-a refuzat cererea de a mări, să a suplimentat celorlalți copii. Ulterior, acest lucru s-a dus în fața dumneavoastră încă o dată, deși există un regulament, repet,
ca acești copii să primească, și așa cum am văzut și colegii mei, cred că nu trebuia nicio diplomă să aducem, pentru că noi nu suntem obligați să venim cu diplome la anumite concursuri, doar dacă participăm cu ei undeva, îi încurajăm și scoatem din comuna noastră și ducem, să ne, că e brandul nostru, crește brandul din fiecare, din echipa de fotbal adusă a comunei Sascot, din ansamblele folclorice și așa mai departe. Cred eu că dacă sunt 52 de ele, câte 4.000 de ron pe fiecare ansamblu, 400, pardon, împărțit dumneavoastră, e 100 și ceva de lei de fiecare copil. Dacă vi se pare mult și vi se pare corect ca să nu primească acești copii, că domnul Pascu a refuzat și eu pot merge cu cine dintre dumneavoastră, pentru că, eu repet, sunt și consilier local, 4.000 ansamblu. Pe un ansamblu. Pe un ansamblu, 4.000 și 4.000. Nu, pe ansamblu. Pe ansamblu, 4.000. Nu văd, adică dumneavoastră, acum trebuie să confirmăm că suntem de acord ca ulterior domnul să aprobe și să dea aceste premii. Adică prea multă învârteală pentru ce? A spus dumneavoastră, mă scuzați, domnul întrebare, a spus dumneavoastră că domnul Pascu a venit la domnul primar, da, și a solicitat, da, mărirea cu 100 de lei. Ca să nu dea la ansamblu. Pentru fiecare copil. Pentru premiat. Fiecare copil premiat, nu de la ansamblu. Cei care sunt premiați cu locul 1, 2, 3 pe școală. Și eu am avut o discuție cu dumnealui, tocmai de asta mi-am permis să există adresa, în primărie. Așa, da? Păi da, dânsul noi fiind consilier local, n-are cum corect, să ia cu apărarea vis-a-vis de ce spuneți dumneavoastră acum. Da. Dânsul, ați confirmat și dumneavoastră că a făcut aceea adresă pentru mărirea premiilor la toți copiii cu 100 de lei. Referitor la ansamblele folclorice, că am înțeles, sunt 4, nu? Sau 3? Două. Nu are nimic împotrivă. Vrea acele link-uri pentru că în momentul în care cineva îl va întreba de ce ai dat, domnule, banii ăștia, că a fost pandemie și nu s-au desfășurat activități. Omul trebuie să aibă, poftiți, domnule. Corect. Eu i-am dat diplomele. Nu asta vrea omul, atât. Nu este împotrivă, doamne ferește. Există link-uri, domnule, la concursuri. Se înscrie ansamblu. Eu la unul dintre ele am fost chiar președinte și era o taxă de 75 de ron și am spus nu plătesc. Noi știm foarte bine care e problema de dumneavoastră. Da, nu, dar... N-ai rost să o aducem aici, a spus, pentru copii. Nu, de la mine la un telefon, doamna. Nu, de la mine la un telefon. Nu, că sunt adunat cu cuiate. Toate obiectele sunt adunat cu cuiate. Mai bine la bine suma despre care discutăm. Nu, suma există în proiectul. Nu, suma este în regulament. Există în regulament. Este un regulament, domnul. Dar numai se dea legal. Domnul Pascu vrea să vină și legalitate. Nu vrea să pățească alții după aia să fie întrebați sub ceva. Hai să trecem la vot ca să fie legal. Dar bine că s-a specificat un lucru. Corect, dar și mai mult, frate. Domnul Pascu dă mai mult. Dacă putem aproba, domnul Pascu dă mai mult. Deci dacă am fost atacată, vreau să răspund o vorbă, să zic și eu. De fiecare dată, în fiecare an, aceste premii au fost trecute prin Consiliul Profesoral, prin Consiliul de Administrație. Și apoi adresă către primărie. Nu a fost pandemie, doamna director. Deci, acum a fost pandemie și vrea domnul Pascu să pună legat. Un tabel de bine, domnul Pascu. Domnul Pascu nu a fost nimic de legat. Haideți, suntem asociațiile, nu mai gata. Ce legat și da. Haideți să mergem, să terminăm. O dată, pentru ajutoarele, pentru stimularea financiară, s-a avut vorbări din domnul Lețu și Bungureru, câte 4.000 de lei. Adică 8.000. Adică 8.000. Iulia, adică 8.000. 4 și 4. Dar copiii, o întrebare am și eu. Copiii primesc personal acești bănuți sau merge... Copiii primesc, deci se face un stat de plată, părinții sunt chemați la școală. Sunt înștiințați că primesc suma respectivă, face un stat de plată, împărțind suma pe fiecare copil, că am făcut-o în fiecare an, există la doamna Mariana Contabilitate acest lucru cu semnătură, cu buletinele scoate. Da, domnul Chirac, n-a ajutit cu care vă voce? Depisați-vă voce. Și... noi decidem să plecăm cu ei de asta și cu toate s-a spate, că dorim să-i scoatem într-o excursie, da,
încercat să aibă și o amintire frumoasă împreună, deși o răspundem foarte mare, spre cu 60 de copii undeva, noi ne riscăm acest lucru, dar o facem pentru... Păi și le ajungi bani ăștia și pe... Păi nu le ajung, le ajung doar de cazare și de transport. Urmă mai trebuie și bani de buzunar. De mâncare. De mâncare. De mâncare, de mâncare și transport. E o propunere mea, nu știu. Eu zic să le dăm 10.000. Cel puțin ca să... Atât am cerut, deci este un regulament și ăsta a rămas la 4.000 de lei, altfel trebuie modificat tot. Dacă totuși la echipa de fotbal... Dar vreau să dau și bani de fotbal, dar să dau la fapt. Dacă la echipa de fotbal... Haideți, stimați colegi. Să dea și la ansamblu, domnul Chirea. Să supunem la... Nu, și până la urmă, copiii, copiii. Copiii, copiii. Nu trebuie stimulați pentru efortul. Votul pentru trecerea acestor proiecte cu... elevi, cu excursii, cu toate, 100%. Împotrivă, 14 voturi pentru, fără împotrivă. Cine să se poate urca? Pentru niște copii care își învață și... Care 14? 12 pentru că 2... Am zis fără, n-am mai avut semnal. Nu m-au semnal. Da, pentru internet. Așa, trebuie să aveți reparare, să vă spuneți. Avem aici o cerere. Mai stimați colegi, orice perești, orice perești au din Sfântuia. Și la revedere la urmă, șemba. Oricum, trecem mai departe. S-a cum un clopoțel. Este o cerere pentru domnul primar din partea doamnei Sfântuianu Maria, domiciliată, pe care s-a scut, vă rog, pentru prelungirea contractului de concesionare. Este doar prelungirea contractului de concesionare. Ai votului de s-a scut. A fost pe 2 ani. Prelungirea cu încă 2 ani, conform proiectului. Supunem la vocerea doamnei Suțuianu Maria pentru prelungirea concesionării. 12 voturi. De asemenea, de către avem o cerere aici din partea unor locuitori din Aldea Râului Concești, un tabel nominal cu pot referitoare la pot. Aveam o înmulțire la Concești. Eu vreau să discut, sunt Consilia din Concești, cum ați ascultat. Am fost acolo, am discutat cu cetățenii, știu de exact despre ce e vorba. Nu este o investiție wow pentru primărie. Așa că... 35.000 de lei și aici sunt mai multe familii acolo. Dacă vă uitați la anul de când a fost făcut acel pod și de atunci primăria s-a scut, nu a mai făcut nicio intervenție acolo. Din 1920, construit din 1920. Exact. O discuție ca să supunem pentru proiectul de hotărâre fiscale de buget să fim consumați. Trebuie găsit, trebuie găsit 30 și ceva din ideea. 35.000 de lei. 35.000 de lei. Cu proformă. Trebuie găsit totuși soluții cu genul rectificare de la Emilianu. Să supunem la vot, vă rog frumos, această sumă pentru locuitorii din Pâncești. 12 voturi. Fără abținere. Poate la prima rectificare. La prima pentru rectificare. Asta a fost ca să... Un referat din partea doamnei Tache Tincuța pentru o scădere a sumei de 14.000 de lei 395 revestul debit de gunoi pentru firma Uniprod SRL. E vorba de aici de recalculare debitului la salubritate, întrucât numărul de angajat s-a modificat. Știm cu toții că firmele plătesc în funcție de numărul de angajat. Are justificare legală. Și eu plătesc la fel. Deci, informare fiind o companie, o societate comercială, de deci, justificare. De la 57. Nu solicită studiile. Nu solicită studiile. Doar scădere conform legislativ, i-am dus la cunoștință ca să știți despre ce. Deci, în prezent, de la 47 de angajați, dumnealui a ajuns la 38 de salariați. Și da? Avem la fel asemănător. Deci, asta este pentru Uniprod și băgăm la pachet și firma Alcama SRL. Alcama fără probleme. Nu,
Pentru că în perioada 1 ianuarie 31 mai, într-adevăr, cu pandemia, marea majoritate a restaurantelor, barurilor, bufetelor, au fost arestate. Deci aici este justificat. Deci aici este justificat. Nu are nimic în spate. A făcut salarii acolo. Are un salarii în spate. Spunem la ore. Hai, spuneți. Da. Scăderea. Hai ca să terminăm. Da. Mergem prin credere. Mergem prin credere. Ședința următoare vedeți cu justificare, domnul Chirea. Dar o face justificare acum. Sau, da, ce și altfel nu face justificare. Ministru. Un raport, mai aveți un cinci? Mai sunt două. 11, da. 11. 11. Avem aici un raport de evaluare a activității desfășurate din serviciul de poliție locală s-a scurt. Mulțumim domnului comandant că a avut răbdare să ne asculte și nu ne-a amendat. Ce să facem? În derapajele noastre. Mulțumesc. Mai puțin voite. Dar este prezent aici. Poate ne împușca. Nu face și ce. Nu aici. A, nu aici. Activitatea de management este activitatea de informare. Acțiunile aveți fiecare și cu raportul de activitate a fiecărui polițist local. Dacă aveți discuții, obiecții, comisii, da, domnul Ilie, vă ascultam. Am citit cu mare atenție raportul de evaluare a domnului Scoroiu. În mare parte, dumnealui, într-o perioadă foarte scurtă, a încercat să pună ordine. A făcut foarte multe lucruri. Din păcate, așa cum și dumnealui menționează, resursa umană este de foarte clasă calitate. Am citit rezultatele obținute și am observat că un agent angajat de o lună, două luni. Are la majoritatea posibilităților de a aplica sancțiuni, are 2, 3, 4 sancțiuni, iar unii care sunt angajați de zero. Îi vedem și pe stradă. În afară de domnul Stanciu, nu o spun că e doamna aici, care într-adevăr se face treaba. Domnule, restul sunt cam propiști. Noi sărim toți la domnul Nistoroi. Vremea aia, vremea aia la alta, ați văzut, a venit și cetățeanul. Omul cu cine se facă treaba? Eu cred că ar trebui și... multă implicare. Și dacă dumnealui, domnul primar, domnul viceprimar, o să zică, mai lasă pe ăsta, că e mai demn eu, ăsta l-am mai luat de la maică-sa din Așternut, ăsta nu mai frate, când ești militar, ești militar. De asta spun că noi, Consiliul Local, nu mă mai refer aici la executiv. Noi, Consiliul Local, ar trebui să privim foarte, foarte serios chestia asta cu poliția locală. Trebuie să vă gândiți că oamenii ăștia pleacă de acasă. Eu am lucrat în sistem, știu ce înseamnă. Oamenii ăștia pleacă de acasă, nu știu niciodată cu ce se poate, ce se poate întâmpla și se poate confrunta. Se duce la unul la poartă, îi zici lui ăla, băi, ai băgat țeava, ăla ai băut, îți tragi o țeavă în cap și ai murit acolo. Și atunci și la nu e ușor să îmbraci o uniformă militară, dar dacă nu poți, stai acasă, frate, du-te și fă-te altceva. Așa că dacă noi cerem lui domnul Nistoroiu, că unii de prin colegi pe aici știu, eu mă cer cu dânsul zilnic. Dar trebuie să spunem ce iar cezarului trebuie dat cezarului. Nu poate dânsul să ducă la fiecare, cu fiecare polițist la poarta lui Vasilica lui Ionică, ăla greșește, stai un pic, așteaptă-mă că vin și la tine. Nu, frate. Ori ești pregătit, ori știi să faci treaba, dacă nu, du-te și schimbă, du-te la salubritate, du-te unde vrei tu. A doua problemă, care aș fi vrut să o menționez. O să fie privită cu răutate. Dar stau și mă gândesc, dacă executivul a făcut presiuni la înființarea acestui serviciu, să fie format dintr-un număr de polițiști locali. La un moment dat, vreo câțiva au mai plecat, s-a mai diminuat, am angajat alții, dar am angajat pe alții pentru că era serviciu pe minus, ca și funcționar. Dar o persoană noi o ținem pe perioadă nedeterminată, asta mi-a sărit mie în ochi, nedeterminată și vorba de Emil Grăjdeanu, o să se supere omul. Sigur că aici, în comuna asta, cum să-și zice cineva ceva, chiar dacă el nu este în regulă, se supără omul. Eu nu am o problemă. Dar eu aș vrea să-l văd pe domnul Emil Grăjdeanu, dacă ia salariul de polițist local, să facă treaba de polițist local.
Că nu văd la alt serviciu primăriei un divai, nu mai poate restul lumii să facă treabă și dânsul-i trimis acolo de ajutor. Aici e treaba executivului și a domnului, dar cred că noi trebuie să-l sprijinim pe domnul Nistor. Și trebuie să-l și ascultăm, să vedem dacă are și ceva de spus. Bineînțeles. În rest... Câteva minute, vă ascultăm. Mulțumim că ați așteptat. Da. Eu mă bucur că am ocazia să ne întâlnim. Ar trebui să ne întâlnim mai întâi cu acea comisie de ordine publică constituită în luna aprilie. Pe cine o combat? Eu am solicitat, îmi pare rău, nu știu cine a împiedicat, oare că lipsa domnului primar, pentru că dumneavoastră ridicați niște probleme, pregătire, aspecte legate de organizare. Aș vrea să vedeți cam cum stau lucrurile. Aș vrea să vă spun că lucrurile, într-o măsură mai mică sau mai mare, nu sunt chiar ca pe hârtie, pentru că îmi pare rău să spun. Mi-ar place să am lucrători ca debutantul Ilie. Deci ca să vă, mă înțelegeți. Un om receptiv, un om care vrea, un om care poate. Nu pot să spun. Cu toate că am încercat pe toate căile să determine lucrătorii să-și facă doar atribuțiunea de serviciu, nu le-a cerut nimeni în plus sau în minus, e foarte greu. Pentru că ei au fost învățați într-un stil. Așa cum mi s-a spus când am venit în prima săptămână de muncă, să stau în banca mea, că banii tot îi iau. Eu nu pot să stau. Nici n-am venit să iau banii de comandă, am venit dacă pot să pun numărul și să fac ceva pentru să ascult. Am văzut că domnul Antonică este supărat pe acele conducte care deversează diferite substanțe sau, mă rog, dejecții în stradă. Ele nu sunt de acum, pentru că cele care le identificăm, domnul Bice, domnul Marian știe, care au mai fost la noi prin făcut procese verbale, le-am trimis la urbanism, le-am pus în vedere să asisteze. Ar trebui ca să putem bloca aceste deversări, să mergem până acolo încât amenda știți că e undeva la 30 de milioane la 1 miliard pe linia UG195 privind protecția mediului. Și o altă problemă care este foarte, foarte stringentă și rapidă sunt aceste hotărâri de Consiliul Local care ar trebui adoptate și mă refer aici la autorizație de funcționare la societăți, mă refer la circulația rutieră, unde noi avem competențe și să, cu toate că vedeți că în fiecare zi, bază în măsuri de ordine, ba piață, ba zilele sascutului, nu avem cu ce lua măsură. Râdem omul de tine pentru nu ni s-a dat competențe. Iar legat de, a încercat domnul Iorghiță să spună, de acele pistoale sau, eu știu, armament pentru un pericol, dar într-adevăr este un pericol. Eu unul vă spun sincer, îmi este frică să fac propuneri să dotăm lucrătorii cu armament. Din două motive. Unu, angajările s-au făcut așa cum s-au făcut. Dumneavoastră vedeți, dați o clipă. Dați-mi voie să vă spun, nu vă supărați. Dați-mi vedeți la televizor în fiecare zi oameni care au fost școliți, școlarizați. Au făcut teste psihologice, cursuri de portare, trage și vedeți că își împușcă soția, părinții, amanta. Colegii Consiliu n-a făcut. Eu am considerat că nu este nevoie să ne luăm decât cu nimeni deocamdată. Pentru că și un baston cu șoc electric, dacă îl folosești asupra unui om care este bolnav cu inima sau tensiune sau are stimulator cardiac, poate face o tragedie. Și acum să vă spun care este situația. De fiecare dată când folosim armament, baston, cătușe, spray, trebuie să facem o cercetare internă. Iar dacă am constatat că au fost folosite pe nedrept, trebuie înaintate parchetului. Așa, domnul Gheorghiță? Da, dar eu nu am spus să le luați pistoale. Eu am spus așa. La pregătire. Dar și în pregătire de acțiune. Deci, trebuie pregătirea ar trebui pe comportament, prima dată, la intervenție. Și am încercat să fac câteva proceduri. Unele au succes, unele nu. Unii sunt reticienți, unele
oameni se aprobă mai greu, de ce să le pun, de ce să... Gândiți dacă o să aveți o ocazie, dar vreau să... Aș vrea ca acea comisie de ordine publică să mă viziteze. Adică să-mi întâlnim, să mă viziteze. Sau să vedem chiar... Faceți convocarea! Nu eu! Dar cine este președintele comisiei? Domnul Nistoroi, nu poți spune. Dumneavoastră aveți nevoie de acest lucru. Este prevăzut în legea 155, l-am solicitat în scris. Dacă vrea cineva să vadă de cât timp... Dacă nu au fost cei din comisia respectivă, n-au văzut adresa aia, că a fost, ați făcut-o la primărie și au rămas acolo. Solicitați în scris aici, în Consiliul Local, aduceți adresa, să vadă oamenii și vor veni la ora stabilită, garantat. Toată lumea vrea să aibă liniște, localitatea să fie bine. Și tu și eu facem parte din comisia. Înțeleg, aduceți-o aici. Eu am document înregistrat, îmi pare rău. Veniți cu exemplarul, tu aici, garantat oamenii ăștia vor veni. Dacă se vrea, în primul rând trebuie să vrea toți. Punem mâna pe carte, pe gătire, putem face treabă bună în sasul. Dacă toată lumea se bazează pe cine poate ajuta și cine e apărarea, le vor merge poate mai rău decât acum. Deci nu vreau să fac nicio remarcă, ori punem mâna toți și mișcăm ceva, ori tragem o căruță fără roate, fără cal și nu o să ajungem nicăieri. Ceea ce ține de mine, deci unii dintre dumneavoastră chiar ați fost prin dinamă și ați văzut sau poate am discutat în anumite. Și petiții. La ora actuală nu există nicio petiție la care, de când sunt eu, să nu fie răspuns cetățeanul. Sau să nu fie făcute verificări conform ordonanței Guvernului numărul 27 din 2002. Și răspuns pe bază de semnătură conform articolului din legea, așa cum spune actul normativ menționat. Celelalte probleme legate de ce poate face fiecare e mai greu, pentru că și astăzi, dacă domnul Iosub poate confirma, am fost abordat de un cetățean care spunea că va pleca la prefecturi. Pentru că cine a fost spus, bă, dar știi, toată lumea vrea să mă duc eu să iau măsuri și ei așteaptă. Nu chiar, adică sunt eu. Din toți, cam vreo 5 așa așteaptă, sunt în așteptare. Au încredere în dumneavoastră. Nu, au încredere că eu îți fac treaba și așteaptă. Ce să vă mai spun? Atunci când vorbesc de un act normativ sau când îl menționez sau trebuie să-l înțelegi, trebuie să-l și cunoști. Chiar dacă nu-l cunoști 100%, dacă știi numărul actului, ce prevede și o cauți, înveți, îl găsești foarte ușor și poți să te bazezi. Trebuie să ții cartea. Cum? Asta e treaba. Nu trebuie să-i cartea cu tine, dacă știi articolul legea, spune repede. Domnul Gărbacea, ca să faci un proces verbal, constați să respecti anumiți pași prevăzut de codul de procedură, să nu trebuie să-ți iei cartea, trebuie să ai un pic de... un pic așa. Păi tocmai aia, trebuie să știi unde să cauți. Da. Nu trebuie să le știi pe de-aia. Oricând sunt la dispoziția dumneavoastră să vă răspund, să intervenți, să iau măsuri. Atâta timp cât am sprijin și pot să împing. Să împing, vă spun sincer, deci ăsta este adevărul, să împing. Nu e posibil să găsești scrisori, petiții care nu se mai găsesc din anii anteriori, nu s-a dat răspuns și atunci la intervenția mea, cineva mi-a atrage atenția așa, că ar, fi să, ar fi mai bine să nu dispun măsuri sau să propun măsuri, că inclusiv. Dacă aveți întrebări pentru domnul Zoron. Dacă sunt întrebări, răspund. Dar doar o întrebare. Să încep cu întrebare, după aceea să faci o întrebare. Nu știu că toți polițiștii locali au fost scolarizați după ce au luat concursul ca și polițiști locali. Au fost scolarizați de Maria Comisia Sfântului. Deci dacă au fost la școală și au stat 3, 4, 5, 9, 6, nu chiar nu știu câte ori, nu știu că au fost organizați, cred că s-au dus, s-au învățat, au venit specialiști și nu trebuie să ne mai plângi de ei, că nu-i bun. Nu acționăm, pleacă la casă, nu avem școală, să mă altul. Deci a dat bani pe ea, câștigat la concurs și acum după 9, 10 ani, 11 ani, tăreau să vă știu câți ani au, ne plânge că nu știu că am plânge de vorba. Pe ce mă așteptăm? Să mergem niciodată la școală sau ce să facem? Îmi pare rău că trebuie să deci asta e asta, de ce se-i pune asta? Asta a zis că nu am zis că 4, 5 sau 5, 5 sunt bun.
A doua oară ce a doua remarcă, am văzut de când cât sunt plecat o dată și ați revenit, cât ați fost plecat, iar s-a înghețat Poliția Locală. Pentru că domnul Stanciu nu a avut pregătirea necesară pentru a ajunge, nu l-a ascultat, dacă v-a spus dumneavoastră care sunteți cât de cât priniți din sistem cu atâtea alți ani de șefii, ce să l-a spus să aibă Poliția care el vrea în trei. Deci nu poate să meargă. N-a funcționat. Deci și a funcționat Poliția Locală, a funcționat acum cel puțin, de când nu a un pic mai mare, s-a funcționat mai pe Poliția Locală. Dar dacă ne pregătiți și nu puteți face treaba, puteți să luați, publiciți, să aveți comisia asta de care vorbeați, ce nu sancționați? Băi, dă-i mustrare, dă-i două, trei, sancționați, dacă faci o lecție, dați-o la plan, vine altul. Dar nu puteți stați să stați cu 5, 6, 5, 7, să stați sau de 8 avea să stați cu 5 că nu știți că au făcut cineva. Nu puteți să împărți pisași așa. Eu am spus așa, văd eu. Ei sunt plătiți, ia și îi în rană, ia 33.000 de fiecare zi, conservă, îți faci, mă, că nu 33.000 mă foarte bine. Deci măcar fost rea pentru banii să nu zic că, ai dat. Sau nu ne plângem în situația asta. Bani, dar și fie, e mare, sunt legal, vezi, intrați și se cadrează și la... Vine altul mâni. Schimbăm, aducem de informații și da. Nu vreau să dau nume, pentru că n-ar fi normal ca, mai ales că și dacă doriți, veniți când vreți dumneavoastră, eu am o mapă cu perni, așa se numește. Cu documente făcute de spui mâine în cap. De acum le-am cerut la colegii mei să nu mai scrie șef de serviciu, să scrie întocmit și să semneze. Suntem dacă domnul primar sau domnul Vice își poate confirma, semnează ceea ce prezintă dumneavoastră. Deci poți să obții celor care fac parte. Domnul Marian spunea că nu putea să facă domnul Gheorghiță. Nu puteți nici dumneavoastră, din cauza conducerii. Că toți mai departe, am obligații electorale. Cercetările disciplinare au rămas undeva în aia. Nu mă sugeriți dumneavoastră. Probabil că până la sfârșitul o să se definitiveze. Deci, de ce? Pentru că, în primul rând, i-am chemat personal, am discutat cu ei, i-am arătat cum să facă. I-am chemat la conducerea primăriei, am discutat cu ei și au spus că vor face. Și în cele din urmă am fost nevoit să dispun cercetarea disciplinară. Cercetarea disciplinară care, am spus, a rămas undeva și lumea știe ce spune. Dacă nu s-a întâmplat nimic până acum, nici de acum nu se va întâmpla. Și ceea ce spunea domnul Chiriac sunt două posibilități. Ori ne apucăm de lucru, ori să spune reorganizare. Eu așa. Cine trece, pentru că nu este posibil, v-am spus, să nu știi care e diferența dintre ordonanță simplă și ordonanță de urgență. Sau dacă este o ordonanță simplă și are numărul 195 și este o ordonanță de urgență care are același numărul 195 și prevede altceva și trece în actul, în procesul verbal sau în act, deja ăla e nul, de drept. Și trebuie să înaintezi la instanță, să constate militarea. Așa e la procesul de verbale. În multe de discutat, v-am spus, m-am băgat dintr-un undeva. Eu n-am crezut că toată lumea așteaptă, v-am spus, dar când discutăm, scoatem legea, discutăm cum, nu pot nici eu. Dacă am scos legea, să spunem, și am prezentat contravențiile sau faptele la care se referă, atent rămâne. Nu pune mâna unul să scoate și să ia mai departe să aprofundeze. Pentru că nu se învață doar atât. Voi lasă că-mi spune el sau să întreb. Și eu acum mă bucur. Chiar am doi colegi care, într-adevăr, ia ceilalți și spune, băi, scrie și tu proces verbal, că trece luna și n-ai ce spune acolo. Adică mai trage. Se fac evaluări din anualii, dumneavoastră? De ce în fiecare săptămână discut cu ei și am câteva legi pe care le-am făcut să le discutăm, trebuie să trebuie să vrei și o testare, că așa este... Dar procedura de evaluare se face anual. Asta pe ei sunt aprecieri, serviciu. Poftim? Li se întormeze și că e aprecieri. Da, bine, da. Anual, ca la fiecare unitate, le se face evaluare anuală. E greu. Nu mai am o mică întrebare, dacă îmi permiteți. De ce toți știm că, odată cu lăsarea seriei,
fenomenul infracțional crește. Dumneavoastră îi țineți în zilnic, îi vedem pe toți. De ce nu organizați și în schimbul 3? Da, aveți dreptate. Haideți să vă spun, la schimbul 3 problema este următoarea. Trebuie să le asiguri toate noapte. Așa. Pe urmă trebuie să le asiguri și acea dotare pe care vă dea. Iar haideți să vedem ce se face. Și atunci, 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 am angajat? Dar eu vă dau răspunsul. Nu, dar de ce am angajat? Dacă noaptea să poată ăștia la bază, noaptea să fură, noaptea... Nu ne-am angajat, dar țineți eu așa. Dacă 7 oameni acoperă și sâmbătă, și duminica, și gramul, și... Haideți. Dar fă-ți o putere la ziua. Nu faci dumneavoastră ca domn primar. Nu. Cum domnule, dar nu știți că dumneavoastră proveniți din sistem de unde știm foarte bine. Haideți să ne... Ce faceți dumneavoastră cu oamenii ăștia ziua? Dar care ascultați? Hai să citim cele 6 domenii date în răspundere poliției locale, da? Așa. Ordinea publică. Da. Care înseamnă și infracționalitate din timpul nopții, da? Eu nu pot, pe timpul nopții, am avut sram și noi acum alimentez șef de acum polis sram. Păi stați un pic, domnule, dar noi nu pot face, putem opri mașini, da? Primul, cu ce să mergem la asta? Am cerut poliției locale, poliției naționale să ne trimită niște situații ca să putem întocmi acel plan faios de ordine publică, ca așa se numește, așa. Și să facem patrulie comun. Domnul Vicilicea și domnul Șmaria știe. Și am spus, numai dacă îi dăm să ducă cu ei la Torbasca, la Răcăciun, la Clejea. Și am spus, nu, că sunt plătiți de Consiliul Local. Poliția locală în oraș și unde mai este înființată, aia cum pot. Deci, aia au doar parcurile, atât. Ce au pentru la ordine publică poliția? Poliția locală la urmă. Adică, dacă aici discutăm. Păi cum să-i închid? Ce să fac cu ei? Îi închid din 7 cât să fac? Da. Și atunci, ai doi sâmbătă aici. Date mari, aduc documentele, du-te până la o biserică, plimbă de mașină de la vale, noi stai cu azi la tomberoare. Exact ce scrie în lege. Veniți cu propunere din Consiliul Local, cu activitățile care doriți să le desfășoare poliția locală în sprijinul cetățeanului. Eu pentru pot asta este domnul că spuneați mai devreme. Dumneavoastră, spuneați mai devreme că nu știți să întocmească un proces verbal. Știți cât muncește un cetățean pentru 40 și 40 milioane pe lună? Domnul Iorghiță. Atunci să muncească, domnule, dacă nu știți, duc acasă. Dacă vorbim de starea infracțională și vreți ca să, într-adevăr, să stai, atunci discutăm la nivelul Poliției Naționale să cheie acel parteneriat și să facem patrulă mixtă. Faceți. Altfel, păi, dar n-am cu ce să vorbesc. De ce? Păi n-au dat curs solicitării noastre. Bun, atunci ai mai angajat vreo 15 poliție. Păi da, și punem pe aici. Dumneavoastră, păi bădeați pe noi. Mi-e pare rău să, nu vreau să dau cu noroi în cei de la Poliția Națională. Dar noi cred că suntem mult mai prezenți decât ei în stradă. Deci, orele 6... Păi da, deodată, nu vorbim, dar ce noi am înființat Poliția Locală, băieții stau trai din neacă, știu că nu mai știu care este, nu știu care este motivul. Ei, știți, da. Nu știu care este motivul. Dar asta eu fac, doar ce am atitudinile mele serviciu, v-am spus, nu pot să opresc mașinile. Domnule, dar nu vedem în comuna asta, că noi trăim toți aici. De la ora 6-7 seara, nu vezi niciun fel de om în uniformă. Înainte mai vedeai cu ăștia la Poliția Națională într-o intersecție. Unde nu ai cu zic. Eu vă lăsați până la ora 22, sigur. Da, domnule. Până la ora 22. Dacă dumneavoastră sau conducerea primăriei îi spune să modificăm programul și ne acordă sporul de noapte, și ne acordă în primăria că nu înființa serviciul ăsta, l-am înființat numai așa ca de babi, de alea, să dăm la ușă la primărie. Băi, de asta plătim la primărie. Cine îi fură pe oamenii ăștia din primărie? Domnule, care e competența mea pe furt? Haideți să întreb altfel atunci, dacă o discutăm. Deci am competență la furt? Am competență la lovire? Am competență la obor? Domnul Niște. Eu spun că am competență pe construcții, am competență pe comerț, am competență pe evidența populației, da? Am competență pe ordine publică și circulație doar în ceea ce privește... Doar ce am spus mai devreme. Da. Veniți cu propuneri în Consiliul Local să vedem cât ne permite legea și ce putem să... Ce competențe puteți să... Păi ține pe oameni de ăștia. Domnul Iorghiță, dar îmi pare rău, acum, hai că nu intrăm în polemică. Ce spune legea? Dacă nu sunt hotărârile Consiliului Local sau ceea ce hotărăște Consiliul Local, numai dacă domeniile respective nu sunt reglementate prin legi, ordonanțe, hotărâri de guvern. Așa. Păi și noi avem.
cursuri avem codul penal, nu suntem competenți noi, întâlhării avem codul penal, nu suntem competenți noi, pe circulație rutieră, OUG-195, nu suntem competenți noi, nu putem noi să intervenim, să modificăm. Domnul ministru, știți foarte bine că din partea oamenii ăștia ce din aici au suntem diplomat. Nu poți să trăi la cadrul cea cu hotărâri consiliului. Nu, prieteni, nu e așa. Nu-i cum spui dumneata, spune-o că dânsul știi. Jandarmeria nu avea competență să tocmească documente în ceea ce privesc infracțiunile. Dacă nu o constata infracțiunea, că de asta îi plătim pe oamenii ăștia, o constată, sună la Poliția Națională și vine ea și îi tocmește documentele. Care este? Deci, stați-o, care este infracțiunea? Are jandarm, nu are competență de servicultură? Dom'le, acum stăm și ținem competență. V-am spus, veniți cu ceea ce am putea adăuga. Trebuie să adăugăm ceva. Dacă nu, numai pentru serviciile astea, nu mai veniți să spuneți, păi nu pot să fac aia, nu pot să fac aia. Jandarmul este competent pe silnicul, nu vreți să ne spate, da? Jandarmul este competent să se constate. Ce spune legea jandarmeriei? Ce spune? Ce spune? Eu nu sunt competent să opresc. V-am spus pentru ce sunt competent fac. Oare construcții, ce au fost pe rutiere, doar la nivel de, fără opriri. Pe comerț, la fel, pentru că acea hotărâre, legea 12, care reglementa comerțul, s-a aplicat. Acea hotărâre de Consiliu Local pe care mi-ați răzdat-o sau cine a dat-o acum, din 2002, nu mai este de actualitate. Pentru că nu, în ea, a făcut propunere și așa este. Propunerea de 2-3 luni de zile. Acolo este. Eu cine să mă întreb? Cum să te opresc un polițist de asta? Ce să opresc? Ce să te întreb la circulație? Păi nu, dar pentru ce să mă întreb? Dar nici nu opresc. Nici nu poți să te nici nu opresc. Competențe de așa ceva. Deci dacă nu să dar el e pregătit pentru așa ceva. Nu. Polițistul local poate lua măsuri la circulație pentru staționare, oprire, pătrundere prin sens interzis, circulația cu bicicletele în zona pietonală, competența de blocaje de străzi și sau lucrări. Da, așa, deci doar atât. Nu face testări, băuturi, ci, dar avem și noi situații în asta, în urăște, din treabă, păi da, ce e? Pare rău să spun, dacă cei de la Poliția Națională ar fi acceptat să facem patrulă mixtă, la asta, lucrul n-ar fi fost la doctor, la Bacău așa fac, e doctor, la Bacău așa fac, mixtă. Nu știu, acolo, dar fac așa ce-a fost aia. Nu au, deci am încercat să facem o decolaborare. Ați mai reușit, doar să facem așa. Ajunge. Ce mai e? Doamna,